Salutări, prieteni! Bine v-am regăsit la Sportcast cu Sile, un podcast ori în sport, sponsorizat de cei de la Betano. Le mulțumim că stă alături de noi și vă mulțumim în special dumneavoastră. În ultimele trei episoade am avut 265.000 de oameni care au fost alături de noi. Sperăm să se înmulțească și cu siguranță se vor înmulți după episodul de astăzi, pentru că am un personaj extrem de interesant din multe puncte de vedere. Mihai Pintilită, salut, mă bucur că ești aici. Salut. Reprezinți până la urmă cea mai populară echipă, da, a României. Salut. În calitatea de delegat. Așa stă, păi nu, luăm realitatea. Salut în primul rând și bine că te-am găsit și mă bucur. Mă bucur că m-ai invitat. Spune-mi dacă îți vine să spargi uneori tabelinul ăla de aia cu, nu, cu cifră. Nu numai aia. Aia e lucrul cel mai mic. Nu, dar bănuiesc aia cu, deci tu ai o relație foarte strânsă cu chestia aia. Asta mi-e postul. Adică eu nu vreau să păcălesc. La urma urmei, dacă delegatul asta e desemnat să facă. Lumea poate nu înțelege. Doamne, ce caut? El nu sunt. Dacă sunt delegat, încerc să fac să nu păcălesc postul. Simplă. Ok, dar îți vine să o spargi pe aia uneori. Ți-am zis, nu numai aia, sunt multe lucruri. Plus, da, e și normal. E și normal. Poate ca jucător n-am fost așa, dar se schimbă totul. Păi se schimbă totul. Fii atent, vreau să încep cu un citat. Pe 27 ianuarie 2023, Răzvan Burleanu spunea așa: am pornit pe un drum și nu vom da înapoi. Toleranța noastră este zero. Luăm în calcul sancționarea antrenorilor din umbră. În momentul de față a fost o primă prezentare. După cum vedeți, ne dorim să fim tot mai restrictivi. Din această vară luăm în calcul ca din sezonul următor să suspendăm pentru o perioadă de 2 ani de zile licențele antrenorilor care își închiriază licențele. Suntem în... În cât suntem? Mă rog. Suntem în octombrie, da? În octombrie 2023. Ți se pare că s-a întâmplat ceva? S-a schimbat ceva? Nu. Și nu cred că se va schimba. Adică e foarte greu să controlezi chestia asta. Eu, personal, ce văd. Nu cum ar fi la noi sau în altă, cum a fost Croitorul, Prepeliță. De fapt, noi patru am fost. Eu, Prepeliță, Păinaru și cu Croitorul. Da. Și la un moment dat Miță Iosif. Și Miță Iosif, da, care era și el. Cum controlezi asta? Cum o faci? Asta e o întrebare care pentru mine. Vii la antrenamente? N-ai cum. Nu te lasă în bază. Dar nu te primește. Nu iei, bă. Ok. E un lucru foarte bun să faci chestia asta, dar de ce n-ai făcut-o acum 4 ani de zile sau 3 ani de zile, când au fost selecționeri care n-au avut carnet de antrenori? N-am nimic cu nimeni, Doamne iartă, sunt un văd de drumul meu, dar hai să facem lucrurile normale când trebuiau făcute. Ai fost un exemplu și faptul că, dacă tu, de exemplu, erai Pintilii de la Botoșani. Nu se întâmpla nimic. Nu se întâmpla. Absolut deloc. Adică doar pentru că ai fost la FCSB. Da, și asta a fost o răutate și mai mare. Probabil că multă lume nu-l, nu știu cum să zic, nu că nu-l, nu-l iubesc pe Nea Gigi. Nu-i place de el. Și probabil să-i facă lui rău mai mult. Eu, fiind în față, ce au zis? Păi era mult mai ușor. Bă, hai să facem, că nu e normal. Plus faptul că Nea Gigi vorbește foarte mult și știe chestia asta, atunci ei s-au răzbunat pe partea asta la altă. Am înțeles. Când te uiți în Franța și îl vezi pe Will Steele, că poate să antreneze la Reims, oamenii plătesc amendă. Și că plătesc amendă, te frustrează? Am trecut, nu mai, chiar nu mai bag în seamă. Am ajuns la... Mi-a părut rău declarația care am dat atunci când am venit din Turcia. Chiar mi-a părut rău. Da, mi-am și justificat de ce cauză. Eu eram plecat de 10 zile și era foarte încărcătură foarte mare. Dar faceți lucrurile normal. Adică trebuia făcute din timp. Nu acum să dăm exemple doar pe unii. Că nu e normal. Adică te așteptai, de exemplu, în momentul de față. Pentru că noi suntem în momentul de față. Avem un campionat în care avem destule echipe care au antrenori cu licență, cu împrumutător de licență, da? Cel pe care îl vedem pe bancă nu este antrenorul de facto. Declarația. Da? Hai să luăm. Și declarația asta din ianuarie spunea gata, se termină cu chestia asta. S-a întâmplat ceva? Nu, dar mă gândesc că tu, care ai fost omul din față, da? ai fost exemplu dat. Bănuiesc că te mănâncă văzând chestia asta. Te și întreb de ce. Înseamnă că are ceva cu tine sau cu... Hai să nu zic cu mine. Cu clubul, probabil. Sau cu ceilalți. Dar dacă patronul... Eu sunt patronul la o echipă și vreau să te angajez pe tine. Care-i problema? Mai apare o problemă aici. Și aici vreau să te întreb dacă tu crezi că ești victimă sau ești într-un fel și un privilegiat. Pentru că
Ok, regulamente sunt peste tot. Da? Corect. Care trebuie respectate, cum necum. 100%. Da? Bun. Tu n-aveai carnetul de antrenor. Aveai, da, în schimb, deja făcută școală de antrenori în Moldova. Școală de antrenori în Moldova și început carnetul de antrenori din România la... Și început carnetul de antrenori din România. Sugestia domnului Burchea. Bun. Tu nu ai fi putut, n-ai fi avut dreptul să antrenezi. Clar. Dar totuși primești această șansă din partea FCSB-ului. Deci, și de asta te întreb. Pe de altă parte vine federația și îți dă în cap. Zici, uite, Pintili este rău numărul unu din fotbalul românesc. Asta se arăta la un moment dat. N-aș duce-o la nivel. Eu am avut alea 30 de zile în care chiar mi-a plăcut perioada așa. Chiar ai ce să înveți. E un lucru minunat să fii antrenorul cele mai bune echipe, să ai niște jucători senzaționali și cu calități incredibile, să stai 30 de zile cu ei, să ai și câteva rezultate, dar în momentul de față noi avem antrenor pe jar. A venit Elias, care e un băiat senzațional și un om credincios, tot vede lucrurile foarte bine, adică citește foarte bine jocul și analizele care le face și stăm de vorbă și aia. Mi se pare foarte, foarte bun pe ceea ce face. La noi nu sunt probleme deocamdată. Da, nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Pe de altă parte, e problema ta. A mea. Da, a ta personală. Ești un om care ai putut la un moment dat să te exprimi pe margine, ai putut să îți arăți calitățile într-o perioadă de timp, după care ți-a fost luat dreptul și să te exprimi pe margine. Ai ajuns un fel de rădoi, dacă vrei, din perioada respectivă. Se dă exemplu doar la clubul ăsta. Pentru că se vinde cel mai bine și probabil și ei vor să-și facă anumite, nu știu, reclamă, să dau nu, să zic așa. Altceva nu pot să-mi explic. De ce să ai răutate doar cu noi? Dar au fost de 2 ani de zile, nu mai știu cine, Poinaru, a antrenat fără, și nu i s-a spus nimic, și era la Călăraș sau undeva, la Chilinceni. N-au fost tantamul care a fost. Da. N-am nimic cu nimeni. Da? Ideea în sine. De ce n-ai apucat mai devreme să faci chestiile astea? Doar când am ajuns eu. Nu că acum sunt eu, nu, poate nici nu o să fiu antrenor niciodată sau nu o să ajung cel mai mare sau nici... Trebuie să luat pe de-aia eu îmi trăiesc prezentul și mă bucur de ce se întâmplă zi de zi. Spune-mi, care e rolul tău în momentul de față? Poți să detaliezi un pic? Poți să spui cum ajuți? Că e greu să creadă cineva că nu ajuți absolut deloc. Păi nu, ajută clubul de când m-a lăsat și mă bucur că fac parte adică din... Faptul că ești delegat nu te... Nu te împiedică să ajungi la antrenamente. Asta nu înseamnă că nu pot să-mi dau... Am fost tot timpul un om care am ajutat. Da. Nu pot să nu mă implic, nu pot să... Doar dacă vine cineva, cum a fost atâția antrenori și mi-a zis, bă, nu faci aia. Nu fac. Dacă nu mi se cere, nu vreau să încurc. Bun. Dar când văd ceva, mă exprim. Pentru că ăsta sunt eu. Cum pregătiți antrenamentul? Tu cu Elias. Păi stăm de vorbă. Vedem ce... program avem, îl pregătim pe toată săptămâna sau dacă jucăm din 3 în 3 zile mai scurt, la 2 zile cu Tomi Noiber, cu Alin Stoica, cu Lucian Fili, cu Marius Popa suntem toți, suntem o echipă și facem lucrurile foarte bine deocamdată. Dar tema antrenamentului cine dictează? Elias. Elias. Da. Elias. Și tu ai zilele tale în care contribui la rândul tău? Amândoi suntem implicați. Amândoi? Amândoi. Deci, adică, practic, temele de antrenament sunt comune. Da, vorbim între noi, adică tu ești cu oricine, nu numai eu cu ele. Și dacă Filip are o idee, da, o luăm în considerare, vorbim, stăm de vorbă, e bine așa? E bine. Îi dăm drumul, facem. Tu cu Haralambus vedeți la fel fotbal? Da, asta a fost o chimie foarte bună. Adică, explicăm, pentru că ce fotbal îți place ție? Sunt foarte curios și ce fotbal îi place și lui Haralambus, pentru că vezi, de exemplu, dacă îi pui la aceeași masă să colaboreze pe Mourinho și pe Guardiola, nu o să iasă nimic. Clar, clar. Logic. Nu, vedem fotbalul amândoi pe... Adică... Îi place jocul de posesie în care să ținem noi posesia. Pe contraatac, să avem momente când stăm, analizăm adversarul și vedem, dom'le, e o echipă care doar pe contraatac. Să stăm cât mai aproape de adversar, să facem tranziția mult mai repede. Sunt lucruri care îi place jocul cu mingea. Să avem mingea noi tot timpul. Și jocurile pe teren redus, tranzițiile, tot. Adică mi se pare că ne potrivim la nivelul cel mai bine. Ok. Și până la urmă, cum să spun, analiza adversarului.
Aia bănuiesc că vă vine, da, aveți analist, vă vine... Analist plus, ca să vă uitați și voi, fiecare analizat. Vă împărțiți, să spunem, nu știu, tu cu mijlocașii, Elias cu... Asta pe compartimente le facem fiecare, depinde cum... O zi poate să facă Elias cu fundaș, o zi poate să fac eu, o zi poate să facă Filip cu mijlocașii. Adică ne împărțim, suntem, v-am zis, suntem o echipă, suntem la început de drum și ne ajutăm între noi. Uh-huh. E cam cum era la Naționala Suediei, cu doi antrenori? E prea mult zis, că pentru că... că Național, ții minte, era da, celebra Naționala Suediei care doi avea, antrenori, cu doi avea antrenori. Doi principali. Nu, există și, domnule, când mai avem aceleași idei. Adică se la întâmplă? Se întâmplă la un moment să vadă el altfel și eu altfel, sau Filip altfel. Și atunci îi zic că nu e bine. Poate nu-ți convine. Uh-huh. Dar nu mă duc acum și zic, domnule, fă asta, că sunt eu superior. Nu există. Uh-huh. Stăm, ne uităm și ok, ok. E totul perfect, mai bine așa. Și de aici crezi că au apărut și speculațiile aia la un moment, dacă nu vă înțelegeți? Aia a fost aruncată așa, că, dar n-a fost nicio discuție. Asta, aia, pentru mine asta e... Asta a făcut un tam-tam pentru a se mai vinde ceva. Nu că e interesant ce spui, mi se pare absolut logic. Dom'le, când suntem doi, nu lupe alfa, da? Dar doi oameni care suntem acolo, da? Fiecare vine cu echipa, cu gândurile lui. La un moment dat se poate... Se poate ca ceea ce văd eu să nu se pupe sau, cu ceea ce... Sau eu am aici în studio nenumărați invitați, da, oameni de fotbal, care se uită la același meci și văd ceva diferit. Dar e normal, pentru că fiecare vede meciul în felul lui. Bun. Și atunci, întrebarea este, ultimul cuvânt cine l-are? În decizie. Dacă e decizia bună, l-are ăla care zice. Păi da, tu crezi că e decizia ta bună, logic. El crede că e decizia lui? Poate fi și decizia lui mea, poate fi și decizia lui Gigi, poate să fie decizia lui Argăseală. Asta e ideea, adică important e ca lucrul ăla să meargă. Și indiferent în decizia echipei, într-un antrenament, uh-huh. Un antrenament de pregătire fizică, că îl întrebăm pe Tommy. Uh-huh. Poate nu ia nici el cele mai bune decizii. Și atunci oprește cineva, domnule, prea mult. Și atunci care e decizia? E la Tommy sau la noi? Nu, suntem o echipă și lucrăm foarte bine. De câte ori te înfrânezi să te ridici de pe bancă și să te duci la margine? De multe ori, mă stăpânește Filip. Filip e ăla care îmi zice, stai jos. Stai jos că te văd, te filmează. Și când vrei să transmiți totuși ceva, ce faci? Îi spui lui Elias și Elias... Elias vine, să-mi vină puțin. Și vine sau se duce Filip și îi transmite. Dar nu îi spun. Elias vede, parcă citim jocul la fel. Are și momente când îmi zice, domnule, nu mai bine coboară un mijlocaș să jucăm cu doi. Și am zis că nu, lasă-i așa. Și ok, nu zice, adică sunt lucruri care clar. Nu ca și cum ar fi decizia ta. Uh-huh, uh-huh. Și atunci ți-o asumi, la revedere. Știi că mai ai încă 3-4 băieți în spate în care, bă, hai să intre. Și vine lângă noi, se pune jos, ne întreabă, ce zici, aia, așa, așa. Da, o facem, hai. Și când te enervezi, că bănuiesc atunci este cel mai greu să te stăpânești. Adică atunci e Filip cel mai... cel mai implicat să te țină acolo. Că mă gândesc că ai nervi și legat de arbitraj, și legat de echipă, și legat de... La arbitraj voi puțin, că oricum nu poți să schimbi nimic așa de... Te enervezi. Nu spune că nu te enervezi. Te enervezi 100%. Și jur, nu? Adică la nivelul scot tot. Păi aia spun. Măcar să știu că m-am dezat, chiar să nu mă audă, mă întorc cu spatele, mă întorc spre Filip sau ce, ca să înjur, ca să mă descarc. Da. Dar rest așa, Filip e cel care îmi zice. Și câteodată îmi pare rău, cum faci? Când mă iau și de el și zic, dar lasă-mă în pace sau ceva de genul. Și îmi pare rău după aia. Aha, și mă duc să îmi cer scuze și dă mâna. Adică am ajuns să ne înțelegem. Și că și el la fel, mai a avut și el momente când se enervează. Și greu îl stăpânești. Eu nici de aia nici nu mă duc la margine și zic că normal aș putea să fac asta, că delegatul asta trebuie să fac. Uh-huh. Să stăpânească, să aibă relația între el și arbitrul de rezervă. Da. Dar las pentru că știu că și el e nervos. Și ce sunt lucruri normale. Câți jucători din vestiar nu știu limba engleză? Nu știu să zic acum. Chiar sunt? Foarte puțin, cred. Dar sunt, mă gândesc. Adică, pe mine ce mă interesează este din volumul informațiilor pe care îl transmite Elias, pentru că Elias bănuiesc că vorbește în engleză, da? Da, okay. În timpul meciului. În timpul meciului. Cum se filtre, cum ajung informațiile la fotbaliști? Pentru că cheamă pe cineva lângă margine care știe engleza și transmite și celălalt transmite la... E o dificultate, adică e o problemă asta? Comunicarea, felul, fluxul comunicațional? Nu, pentru că la jocul de fotbal lucrurile simple, adică cam toată lumea știe ce e de făcut. Uh-huh. Nu e ceva că, domnule, de IT sau niște lucruri noi se audă. Sunt lucruri normale.
în fotbal. Da, dar auzi, știi cum e? Tu zici că sunt lucruri mari. Eu sunt de acord cu tine. Dacă vezi că mai vine unul cu cât un cearșaf de la scris de la antrenor care transmite, după aia fazele fixe. Astea nu sunt. Când intră unul, mai ales fazele fixe, când intră cineva, trebuie să preia, dau un exemplu, un om. Îi se prezintă jucătorului care intră tot ce are de făcut. Și Daua ce trebuie să facă dacă el prea jucătorul Daua. Adică sunt lucrurile simple. Nu e ceva care, mamă, filozofon scrie pe hârtiuță. Nu mai prezie. Ai imagini și în vestiar în care trebuie să te uiți. Aici stai, aici. Fiecare știe ce are de făcut. De asta zic că și băieți care inteligenți, care văd fotbal și înțeleg deja. Lucrurile, noi facem deja lucrurile normale și la fiecare meci aceleași lucruri. Care doar nu schimbăm de la meci la meci, domnule, venim noi cu alte idei să schimbăm fazele fixe. Nu. Te-ai schimbat sau te-ai schimbat în relația cu fotbaliștii, mai ales cu foștii coechipieri de când... Păi nu mai am decât 2 sau 3, cred. Bun. Dar în general, în relația cu fotbaliștii, dacă te-ai schimbat de când ai început să fii antrenorul lor? Da. Pot să zic că da. În ce fel? Nu mai am relația care o aveam înainte cu ei. Adică să permit anumite lucruri, să pot să le zic orice. Am și rețineri. Ai și rețineri? Am și rețineri. Și poate asta aici greșesc. De ce zici că greșești? Pentru că ar trebui să le zic și ce mă doare, că câteodată zic că îi afectează. Sau ce nu fac bine ei. Ți se pare că sunt niște copii care nu suportă critica? Da. Da? Da. Sunt unii jucători care nu acceptă critica și îi simt în vestiar și îi simt afectați. Am prins și când eram jucători care au plâns din cauza criticii. E în mod normal? Adică dacă nici la clubul ăsta nu ești tăbăcit sau nu ești obișnuit aici, cu critica, e imposibil. Adică aici ești în mijlocul, te ia patronul primul la sfârșitul meciului și te-a nenorocit. Am trecut și eu prin asta și le-am zis și lor. Toată lumea cred că știe. Când semnează la clubul ăsta, știe ce se întâmplă. Adică că aștept să fii criticat, să te facă zeu după un meci bun, să fii bardaf, să te facă în toate felurile după un meci, să zici că nu mai joci niciodată. Dar la Gigi, de pe o zi pe alta. Asta e ideea, asta trebuie să înțeleagă. Adică lucrurile astea când semnez cu Steaua, Dar cât de mult îți îngreunează ție munca, chestia asta? Pentru că tu spui, uite, și tu ai ajuns să ai rețineri. Tu însuți ai ajuns să ai rețineri, tu însuți ai, mă gândesc, dificultăți. Uite, îți dau un exemplu. Și tu după aia îmi spui... Sunt convins că s-a întâmplat chestia asta, poate o recunoști, poate nu o recunoști, în fine. Sunt convins, de exemplu, că au fost jucători nedreptățiți la un moment dat. Fie că se antrenau bine și nu-i băgați în el, fie că au fost scoși din teren într-un moment în care nu meritau să fie scoși din teren, etc. Bun. După care vii tu și tu trebuie să repari chestia asta. Și asta mi se pare mie extrem de complicat la clubul ăsta și la oricine este antrenor la clubul ăsta. Da, pe asta o rezolvi prin discuții individuale. Dar poți să fii super sincer cu fotbalistul? Pot să mă uit în ochii lui și să-i zic adevărul. Adică n-am nicio problemă. Pentru că, la urma urmei, eu n-am nimic de pierdut. Ok. Adică asta tu îi spui, băi, asta a fost decizia... Dar, la urmă, și el trebuie să înțeleagă. Dar poți? Tu ca fotbalist înțelegeai anumite lucruri? Atunci nu. 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 Când am trecut în partea asta, am văzut lucrurile altfel. Și mi-am dat seama, pentru că... Nu știu cum să-ți explic, dar... E diferit totul de ce se întâmplă în spatele. Și pentru că și eu am fost schimbat în 30 și nu înțelegeam de ce. Și mie mi s-a zis că dor pe teren și nu înțelegeam de ce. Eu pot și meciul următor că te dai gol cu Craiova după ce dormeai pe teren, nu? Mi s-a luat și... Mi s-a luat banderola. Dar nu pot să zic. Eu n-am fost tehnic. Dar nu pot să zici că dorm. Eu orice făceam, alergam. Chiar dacă nu mai puteam, dar alergam. Îmi dădeam viața. Da, absolut. Dar nu îmi zici că dorm pe teren. Și m-a afectat foarte mult chestia aia. Dar, înțelegi, sunt lucruri care te doare. Păi bun, ok. De asta spun. Și tu, ca antrenor, trebuie să repari anumite lucruri. Da. Poți întotdeauna să le repari? Pentru că tu spui că sunt jucători care nu acceptă critica. Și eu mă gândesc că fiind jucători... Pentru că fiecare... Tu practicai de gestionat 20 ceva de ego-uri acolo, da? Da. Toți fiecare suntem diferiți. Da? Absolut. Niciun om nu e la fel ca altul. Unul e foarte puternic, unul... Pe lângă Budescu mă gândesc că treceau declarații chiar așa. Nici pe lângă Budescu nu trecea chiar așa. Eu am auzit că nu prea... Eu zic că nu, am fost și în vestiar cu el când s-a întâmplat anumite chestii și la pauza unui meci și nu trecea chiar ușor. Era afectat și el. Da? Da. Care Budescu spune lumea aia, dar e un băiat cu care are și... Dar să înțelege, eu asta nu zic că e nesimțire, este un fel de a fi.
nu înseamnă neapărat că ești nesimțit. Dacă unul este puternic și are pielea tăbăcită, bă, nu-mi pasă, poate să zic orice. Dar nu există să nu-ți pasă. Zici? 100%. Pentru că n-ai cum. Dacă ești fotbalist și să pui suflet, nu există. Doar să fii un mercenar din ăla, să n-ai nicio treabă, să vii să iei bani, să pleci așa. Mm-hmm. Să n-ai nicio treabă cu clubul ăsta. Am înțeles. În rest, nu cred că nu pot. Dacă tu știi că vii la antrenament zi de zi și muncești, te antrenezi. Te antrenezi 2 ore pe zi sau că stai 3 ore, la 4 ore la stadion. Iei niște bani pe chestia. Și dai 100%. Nu ai cum să nu pui suflet. Și la urmă se formează și un grup între ei. O familie. Da. Și asta se vede în momentul de față. Înainte nu erau. Asta sunt, aud chestia asta. Păi și atunci când e un grup și familie, n-ai cum să nu te afecteze. Pentru că și ei simt și au competiție, au între ei, au fiecare vor să câștige la antrenament. Uh-huh. Sunt multe. Și indiferent cum, doar singurul lucru e doar să fii nenorocit din ăla, să fii mercenar, să n-ai nicio treabă cu clubul ăsta. Bun, și acum tu spui, ai schimbat discursul, ai schimbat relația cu jucătorii, și ceea ce este și firesc. Tu, în același timp, la început, îmi iau că aminte discursurile tale de la început, care erau niște discursuri foarte pacifiste. Dom'le, că nu e, că băieții, că să fie, că... Adică totul era pe chill, așa, pe liniște, pe... Să nu, să nu deranjăm, nu? Bun. Dar poți mereu să fie așa? Nu merge, pe asta zic, e foarte greu. Și au înțeles cât de cât, că nu mai pot să fiu... Ai scuturat vreodată vestiarul? Ai simțit nevoia? Adică și la început, și când eram jucător, și ca antrenor, păi n-am scuturat. Sunt lucruri mai... Vezi anumite chestii, pentru că eu știu calitățile lor și le știu valoarea. Și eu știu ce pot ieși. Mm-hmm. Adică, bă, când faci lucrurile doar așa, că n-ai chef asta, nu există. Aici trebuie să fii 100%, pentru că lumea te așteaptă și te înjură după aia. Ai strategii în privința vestiarului? Eu mi-am aminte, de exemplu, Angel Iordănescu era celebră povestea când la pauza unui meci în care echipa lui conducea cu 1-0 sau 2-0. Făcea scandal. Venea la pauză și trântea, făcea pe acolo ca să mențină starea aia de tensiune. Petrescu, tot așa, lui Petrescu nu-i convenea liniștea vestiarului. Lui Petrescu întotdeauna să rămână concentrat. Trebuia să rămână și le dădea, de exemplu, cât un meci în care era foarte fericit la mijlocul săptămânii dacă făceau câte o tâmpenie în meciul ăla. Că avea motiv să ia la șuturi și la sfârșitul săptămânii să rămâne concentrați. Ai strategii de astea? Nu, pentru că... Nu, că l-am prins pe Neaia Puiu la echipa națională și n-am prins să facă... L-ai prins în altă perioadă. Păi asta zic, e altă generație. Nu, dar l-ai prins în altă perioadă a vieții lui. Era deja bunic. Era bunic, dar era bunic bun. Păi e bunic bun, dar era bunic. Da, da. Nu, adică când devii bunic ești altfel decât când ești. Pentru că ei mă cunosc. Ei mă cunosc, îl cunosc și pe Elea și nu cred că e la nivelul ăsta deja nu mai. Ei știu cine sunt, adică știu, mă și simt, cred că sunt nervos sau că n-am ceva. Am înțeles. Nu mai trebuie să mai fac strategie, mă ascund după col și după aia să ies, bă, că vă omor. Nu mai, nu merge, la nivelul ăsta nu mai merge, mai ales la noi. Dar te ajută meme la partea asta de intrat în jucători? Meme, să știi că mai face ședințe când îi se pare că lucrurile nu iau. Vine, zice, pot să vorbesc puțin înainte cu ei, și intră și începe să are ceva ce e al lui. Ok, spune-mi, înainte de că o să venim în istorie și ai niște povești fascinante, am auzit unele dintre ele și vreau să mi le certifici sau nu, sau să mă contrazici. Vedem. Vreau să întreb, l-ai fi schimbat pe Tam la pauză? La pauza meciului de la Constanța? N-aș fi schimbat pe niciun. N-ai fi schimbat, nu? Nu. Crezi că acolo ați pierdut campionatul? Nu. La schimbările respective? Nu. Pentru că eu le-am dat și exemplu. Conduceam 2-1. Nu eram conduș cu 2-0. Da. Au fost meciuri când eram conduș cu 2-0. S-au făcut 3 schimbări și am câștigat. 3-2. Ăsta nu-i motiv. Astea sunt aliburi. Pentru că ei știu valoarea lor. Oricine e, eu le-am zis tot timpul, sunt cei mai buni jucători din campionat cu cele mai bune calități. Ei nu trebuie să caute asta. Ei sunt foarte puternici. Da, pe de altă parte, tu ai fost fotbalist. Ai fost fotbalist important și tu cunoști... Nu e sport individual. Da, tocmai. Dar tu știi foarte bine că cât de mult se poate deregla o echipă în momentul în care scoți unul sau doi jucători din echipa respectivă. Și ce se poate întâmpla într-un anumit mod. Tu știi mai bine pentru că tu erai în zona aia cea mai importantă. Da, în zona cea mai importantă. Noi aveam lotul cel mai bun din campionat. Cine intra în locul meu sau în locul lui Bourceanu sau în locul lui Sucala, lui Chiricheș, oriunde, nu se vedea diferența. Te contrazic. La ce unde? Păi hai să spun o chestie. Oameni din Federația Română de Fotbal îmi spun că în momentul în care ai ieșit în meciul cu Elveția,
echipa a căzut. Sunt oameni care spun că în momentul în care Rădoi a ieșit în meciul cu Italia din 2008, echipa a căzut. Echipa a avut de suferit. Asta zic oamenii din federație. Nu zic oameni, oameni care știu fotbal. Corect, dar nu e... Deci, tu zici, n-ai fi schimbat pe nimeni. De asta te întreb. Adică, nu da, e... dar lotul 3 e valoros. Lotul e cam de aceeași valoare. Și la echipa națională, că m-a schimbat pe mine sau pe Rădoi, jucătorii sunt acolo. Nu există unul aici, așa, bă, îl schimb pe ăsta să... De... Mamă, ne de... Nu, ok, înțeleg, unul. Să joace prost, dar nouă plus portarul 10, n-a cum. Adică dacă se lipsesc 2-3 care prind o zi proastă, da, înțeleg. Dar nu există. La noi lotul era valoros. E același. Să aduc cei mai buni jucători pe toate deci pozițiile. Tu, deci tu, dincolo de faptul că recunoști că nu ai fi schimbat pe nimeni la momentul respectiv, consider că echipa a avut o cădere șocantă pentru tine? Da. Emoțional nu pot să-mi dau așa. Plus faptul că s-a luat golul înainte de pauză, probabil și aia acolo a fost. Dar asta nu trebuie să-i afecteze, asta zic. Cum ai fost tu după meciul ăla? Dezamăgit. Și frustrat pentru că am fost aproape. Dar n-ai ce să le reproșezi jucătorilor. Și într-un fel vinea meciul cu Rapid, ultima etapă. Venea meciul cu Rapid în ultima etapă? Stai să ajung la ultima etapă, nu? Ia să ajungi la ultima etapă și vezi care era atitudinea și vezi care era entuziasmul. Am ajuns până acolo cum am ajuns, ne-am trăit momentul, nu s-a putut, mergem înainte. Sunt prea mulți ani fără titlu pentru clubul ăsta? Foarte mulți ani, din păcate. Și au fost la limită, unele care chiar nu meritam. Ok, au fost și ani în care absolut nu meritai. Și anul trecut, dacă mă întreb pe mine de unde am venit noi și cum a fost farul, au meritat să ia campionatul fără doar și poate. Au condus tot campionatul. Noi eram odată, la un moment dat, pe locul 14, nu mai, nici nu mai știm că eram cu Europa, era complicată situația. Ne rugam să prindem play-off. Da. Și am venit și am ajuns până în penultima etapă. Să ne batem aia. Câștigam, se poate juca cu titlul pe masă. Cum crezi că... Oricum au tras și au suferit foarte mult. Cum crezi că ești perceput tu ca antrenor? Altă dată. Se întâmpla următorul fenomen. Ascultă-mă 5 secunde, te rog. Deci era următorul fenomen și era foarte interesant. Și era, de fapt, nu interesant, era logic. Antrenai clubul ăsta, plecai și ajungeai foarte departe. Era o regulă chestia asta. Oricine antrena la Steaua, după aia FCSB, prindea după aia contractul afară, inclusiv Reghe, dacă vrei, cu care te-ai dus în străinătate, etc. Nu se mai întâmplă lucrul ăsta. De o perioadă de timp nu prea mai prinde nimeni care vine la clubul ăsta, nu prinde un contract în străinătate nici ca antrenor. Jucători. Jucătorii au mai prins, stai, că Man n-a plecat chiar așa de mult, Moruțan n-a plecat chiar așa de mult timp. Performanțele din Europa. Eu aici cred că e. Crezi numai asta? Sau crezi că și implicarea patronului pune o ștampilă pe un antrenor? Că aici, de fapt, voiam să ajung. Te temi de ștampila asta? Nu. Hai să iei. În primul rând, deocamdată nu sunt antrenor. Bun. Sunt delegat. Da. Ca să încheiem cu asta. Bun. Avem. A doua. Crezi că înainte nu se făceau? Ba da. Că eu nu simțeam când eram jucător. Cred că vorbeați între voi. Când eram jucător, jur. Dacă se simțea chestia asta. Când eram schimbat sau când mă schimb. Da, stai un pic. Odată când erai jucător... la clubul ăsta, voi băteați, câștigați campionate. Adică nu îmi spune că nu era aceeași situație, da? Câștigați campionate. Doi la mână, Gigi Becali era în închisoare. Păi și? Păi și? Că nu ieșea la televizor. Păi nu ieșea la televizor, sunt de acord, dar stai, că dar totuși nu sunt niște, pe nimeni, nu sunt e, niște adică, opreliști. Țin, e părerea mea că doar nu avem rezultate în Europa. Plus că aveați echipă atunci, în momentul ăla când voi spulberați pe toată lumea în campionat. Când n-am avut noi echipă. Când noi în fiecare... Dar nu aveați rezultate. Acum, adică n-ați avut rezultatele de acum pe care le-ați avut atunci. Și atunci nu te spăra. Cum să intervii? De ce să intervii? La ceva ce merge? Pe și am jucat și... Nu știu. Nu. Da, pentru mine, tans, rezultate în Europa. Dacă ai rezultate în Europa, n-ai cum să nu te transferi. Aici eu văd eu... Aici e cea mai mare problemă noastră a românilor. Pentru că dacă te bate și ajunge într-o grupă, nu Conference League, Europa League, cel puțin. Să joci în Europa League într-o grupă,
n-ai cum să nu pleci. Dar a crescut diferența foarte mare. E șocant cât de mult a crescut diferența între cum erați voi atunci versus Europa și cum am ajuns noi în momentul de față. Adică când mergi meciul cel puțin cu danezii, da? Cu Noua Zeelandă, vezi o diferență, indiferent că puteați. Dacă ați fost, nu era Kirikesh, nu era cartonașul la roșu, nu știm, nu dădea penalti ăla care n-a fost penalti la Pantea, n-ai de unde să știi cum decurgea. Dar senzația de fotbal mai bun al lor, da, a existat și aia nu exista acum 10 ani, da, 13 ani când jucai tu, 12 ani. Pentru că noi am bătut pe Molde, am bătut Copenhaga. Asta spun. Dar ei ei au progresat. Asta zic, pentru că m-am uitat la meciul Molde, dacă nu mă înșel, sau... Da, Molde cu Fener, sau cu Galatasaray. Da, cu Galata. Cu Galata. Da. Aceeași idee de joc o aveau cum aveau și Nurgela. Adică același tipar, identic, adică mi se par ca același fotbal. Și noi n-am progresat deloc. De ce? De ce? Din cauza noastră, doar a clubului Steaua? Nu, nu din cauza voastră. De a fotbalului românesc. E o chestie, o cauză generală. General, pentru că... nu e doar problema voastră. Poate și a antrenorilor. Că sunt convins de asta. Că nu e doar... De la copii și juniori pleacă totul. Trebuie să vedem lucrurile în adânc. Acolo e cea mai mare problemă. Absolut. Și băgat excavatorul și scos afară. Dar nu încearcă nimeni chestia asta. Dăm doar la suprafață așa, ștergem cu buretele. Hai că e bine, mergem în următorul. Las că... Nu, bagă în adânc, scoate tot răul. Dar nu o să facă nimeni asta. De ce? Nu o să o facă nimeni, pentru că nu are curaj. Că răul e de jos, nu e de la doar etajul 1, etajul 2. Băiatul face fotbal, nu? Da. Ce observi la el, de exemplu, ce te deranjează, nu la el, în echipă? Că în general, din ce ai văzut, că bănuiesc că ai fost la meciuri, bănuiesc că ai fost la turnee, etc. Și ai putut să vezi mediul ăla de acolo. Ai văzut părinții, ai văzut antrenorii. În primul rând, aș elimina părinții, n-ar mai trebui să vină. Părinții sunt mai antrenori decât antrenorul. Aici e cea mai mare problemă. Tu te exprimi la meciurile copilului? Nu. Nu i-am zis și nu o să-i zic niciodată nimica. Pentru că are 11 ani și prea devreme să mă implic să-i zic eu ceva. Lasă să bucure de fotbal. Dar nu îi se corectează greșelile. Nu, la fiecare jucător. Ar fi, ok, nu să-l cerți. Poți să-i zici într-un fel mai frumos. Poate era mai bine să o dai în partea aia. Dacă n-auzi părintele, ia-o cu tine, nu o da la nimeni. Nu e normal. Adică ăsta al meu ce să că vadă? Aude și el, bă, păi de ăla o ia. L-am pe socrul meu care e acasă cu mine și îi zice, tată, nu mai da pas. Și l-am șertat și am zis, n-ai vezi cum să-i spuneți așa ceva. Nu se poate, suntem la un joc colectiv, nu e individual să o ia să ducă singur, că nu poate. Nu-i Messi, nu-i doar Messi, și nu o să mai nască. E un joc colectiv în care el trebuie să paseze, trebuie să axeze pe calitățile lui. Și de asta zic, pentru mine deci asta tu vezi părinții marea problemă. Una din cele mai mari probleme. Plus selecția. Selecția nu mai ai de unde să faci. La copii. Ți se pare scump fotbalul? Foarte scump. Eu dacă eram în ziua de azi și eram acum când eram mic, eu nu aveam nicio șansă. Pentru că mei nu aveau de unde să facă, să mă plătească taxă, cotizații, echipamente, da. Deci ghete n-aveam. N-aveam haine, prosoape. Cu linoleum, nu? Păi da. Mișea și prin afară cu tenișea, mișea tălpicul prin afară, pe la degetul mare. Se rupea. Și jucam cu el așa. Dar nu mi-era rușine. Și jucam fotbal în curtea școlii, ce vorbeam și în spate. Mi se părea că acolo era competiția. Acolo mă dezvoltam în cel moment. Nici nu vreau să mă duc la un club privat. Dar nu eram selectat. Chiar dacă erai bun. Pentru că erau interesele și atunci. De atunci persistă. De atunci au început. Da. Tu când te-ai dus la Iași și te-au rejectat. M-au selectat. În curtea școlii era ocupa Coca-Cola, da. Cam 6+1. Și a venit un antrenor de la Politehnica Iași, la grupa 84, să vii la antrenamente, la echipă. Da, m-am dus. Pentru mine aia a fost finalul care mi-a dat de copii și junior și n-am mai vrut să... Am început să plec. Trebuia să mergem în cantonament la Chișinău. Lotul era făcut, frumos, aranjat. M-am dus acasă. V-au anunțat? Te-a anunțat că mergi? Mergem, da. Eram 18-20. Da. Totul bine și frumos. M-am dus acasă, m-am lăudat la mama, la tata. Eram cel mai fericit, adică nu plecase niciodată. Ce vârstă aveai? 14, 13, ceva de genul. Ultimele două zile. Antrenorul vine tasul cu tata la un copil cu doi gemeni. L-a luat de două ori acasă. Ultima zi anunță,
Pintilin și cu un cumbăia rămân acasă. Pentru mine aia a fost, i-am zis că nu mai vreau să mai aud de fotbal. Și ai vrut, atunci ai vrut să renunți la fotbal? Nu mai zis la politic, n-am mai. M-am dus doar și am jucat în curtea școlii. Atât. Bun. Acum, dau timpul înainte și vreau să te întreb, apropo de chestia asta, știi? Pentru că vezi cum se leagă faptele. Tu ai fost un tip care n-ai avut, ai renunțat, da, la juniorat. Accidentările pe care le-ai avut ulterior, crezi că au fost cauzate și de lipsa perioadei astea? Se poate. Pentru că eu întotdeauna m-am întrebat, pentru că erai un tip foarte rezistent, foarte puternic, dar la un moment dat, mai ales după 2017-18 încolo, când ai revenit, ai început, jucai 5 meciuri, 7 meciuri, te accidentai, iar jucai 7-8 meciuri, se poate. Toată lumea își punea speranțe, toată lumea își spunea gata, Pintili, te lua și la Național, iar te accidentai. Și mă gândesc dacă nu cumva omul ăla, nenorocitul ăla, șpăgarul ăla, da? Păi astea sunt realitățile, da? Șpăgarul ăla, dacă nu cumva a contribuit la terminarea carierei tale prematur, până la urmă, că ai terminat mai repede decât ar fi trebuit. Nu că repede, foarte repede, pentru că ți-am zis, nu știu, era normal să ai o continuitate, asta să zic. Te dezvolți. Că așa e normal la un copil. Dar când vezi ce se întâmplă, și nici nu i-a zis lui mama și lui tata ce s-a întâmplat. Cum nu l-ai zis? Pentru că mi-a fost rușine. Păi și ce s-a întâmplat? I-am zis că m-am accidentat sau ceva. Păi nu vreau să-i dezamăgesc, să zic că bă, ce slab ești sau rea. Și nu i-am dat vina pe antrenor. Și m-am întâlnit și nici nu i-a. Bună ziua, bună ziua și atât. L-ai mai văzut pe omul ăla, pe antrenorul ăla? Da, m-am întâlnit de atâtea ori cu el. Salut, bună ziua, bună ziua. Și mai departe. După, te-ai întâlnit după ce ai devenit și după ce m-am jucător lăsat. Și după... Da. Aha. Și am ajuns la echipa națională și bună ziua, bună ziua și atât. Dar nu să schimbăm vorbe sau ceva. După aia, undeva la 16-17 ani, dacă nu mă înșel, am mai prins o perioadă, m-am dus la un club privat de un an de zile, în care era nevoie de grupa de... că erau tineretul, cum era. Da. Era grupa de 84, 85-84 și grupa 86-87, unde ei erau cei mai buni, noua generație din Iași. Era cea mai bună. Și aveau nevoie și de echipa mare. Și mergeam în deplasări, luam numai 16-17-0, 8-0, 9-0. Și iarăși, acolo a fost iarăși declin. Și apoi am ajuns la Liga 4. Ai primit ouă la un moment dat? La Hârlău, ca primă... La Hârlău, în loc, nu mai aveau bani? Da. Și trebuia primă de Paști să primim bani și ne-au dat două cofraje de ouă. Eu două cofraje, Mihalache două cofraje. Măcar dacă le dădeau de Paște, știi că de Paște... se potriva mai bine de Paște, dacă se dea un porc ceva de Crăciun. De Paște, scuze-mă, erau... A, de Paște erau ouă. Am greșit eu. Am de Paște și... Dar erau ouăle deja acasă, cumpărate, făcute. Alea nu mai aveau, că noi ne-am întors cu ele în ziua Paștelui, că a avut semeci. Mihalache lua și arunca ouăle, că n-aveam ce să facem cu ele. Eu le-am dus acasă. Dar ce să faci cu ouă? Deci ți era, aveai sentimentul ăsta de rușine față de familie? S-au mai întâmplat episoade de astea în care să nu le spui lucruri care se întâmplau la fotbal? Da, tot la Hârlău. Meci în deplasare. Trebuia să ne întâlnim undeva pe la sala sporturilor la ora 6:30 ceva. La 6 eram acolo. Cu geanta făcută, a venit microbuzul pe la ora 7. M-am suit în microbuz, stăteam liniștit, mi-era și frig. Stăteam. Da, vin jucătorii, se suiau în aula. Și la un moment dat, mă uit pe geam, antrenorii văd că vorbesc între ei. Stăteam așa, mă rugam, Doamne, să nu zic că să rămân, Doamne, să nu rămân. Intră antrenorul, se Pintilei, rămâi. Mi-a picat cerul. Am zis, gata, nu mai. M-am plimbat toată ziua prin oraș ca să mă duc acasă, să-i zic lui tata că... Și m-a întrebat ce a făcut. I-am zis 1-0 sau ceva, am luat bătaie. Și n-am mai. Incredibil. Da. Deci aveai respect. Asta venea? Da, de ce ți era rușine? Pentru că ai tăi te ajutaseră, făceau tot ce depindea de ei? Sau ți era mama era cu școala, tata era cu fotbal, îmi dădea pe ascuns. Du-te, ia-ți aia. Mai mi-a aruncat, du-te, vinde niște aluminiu, cum se vindea, sau cupru înainte. Făceau că lucra la... Ia, du-te, ia 30 de lei și ți-ai o perechi de tenis. Uh-huh. Și el, na, m-a ajutat. În schimb, mama era cu școala și mi-era rușine de ei. De tata și de mama, adică nu puteam, nu vreau să-i dezamăgesc. De care erai mai apropiat? De amândoi. De amândoi. Da. Adică n-ai avut să fii băiatul lui mama, băiatul lui tata? Nu. Păi noi am fost patru. Era două surori și doi frați. Adică da. Eram acolo, bă, ca și vârstă, ăsta mai
fratele meu e mai mic, dar era greu, adică tata era mai din ăla care era mai... Era mai... Păi n-avea cum, era bărbatul casei și ne mai certa, ne mai... Ți-ai luat și palme? Ți-ai luat palme? Păi n-aveai cum. Și de la mama. Dumnezeu să ierte, da. Și nu mi-a părut rău sau ceva. La urmă... Hai să mergem la o primă rubrică. Că noi avem rubrici aici. Și prima rubrică o să fie de suflet. O să ne uităm la niște poze și o să le comentăm împreună, pentru că sunt diverse momente din viața ta și din cariera ta. Haideți să ne uităm. Hai să începem cu ce avem. Care e prima poză? 2007. 2007? Atunci a venit în perioada... Ai venit la teste. Ce s-a întâmplat atunci? Teste, nu știu dacă pot să zic, pentru că hai să zic cum a fost, ca să o luăm cu începutul. Ultimul meci a fost eram la Jiu Petroșani. Și ultimul era Chirila antrenor? Sau plecase? Plecase. Plecase Chirila. Da, era Zdrobiș. Da, Zdrobiș cu Tudorai sau Tudorai, nici nu mai știu. Ok. În fine. 2007. Olărău antrenor la Steaua. 1-0 la bătaie. Înainte de meci se discuta să vină Big Falvi cu Teușan. Doi copii erau la noi în echipă. Teușan s-a accidentat, eu am jucat fundaș central, fundaș dreapta. După meci, toate bune și frumoase, au câștigat Steaua, am plecat acasă, vacanță, liniște și pace. Sună telefonul de la club, nu mai știu cine, trebuie să te duci la Steaua, în cantonament. Că te vrea Olăroi să te vadă. Păi, am zis că du-te, mă, închid telefonul, băi, mă las la mișto. Păi apare în presă. Am semnat, am venit la București, nu știu, am făcut viza medicală, dar între timp, Olărău a plecat în Arabia. Da. Venise Gică Hagi. Iau telefonul, îl sun pe Argăseală. Domnul președinte, mai are rost să vin, dacă a plecat omul ăla, mă gândesc că are alte strategii, vrea să vadă pe altcineva, nu mai cred. Ca să știu una și bună, Maxi, nu, tată, vină. Și oricum erau biletele făcute, adică erau cantonamente făcute. Și atunci a fost situația în care m-am dus la aia. După care am stat... L-a oprit pe Big Falvi? L-a oprit pe Big Falvi, clar că era copil, oricum n-avea nicio șansă. De ce n-avea nicio șansă? Doamne, ce fotbaliști erau atunci acolo? N-avea unde să joc. Singura variantă care putea să mai era să rămân, să mă dea împrumut undeva, să semnesc cu ei, să mă dea. Dar mi-a făcut cel mai mare bine pentru că am găsit jumătatea, am o familie frumoasă și probabil dacă... După ce m-am întors. După ce te-ai întors, da, m-am imediat. Întors la Petroșan. Pentru că dacă mă dădea, mă oprea pe aici, eram singur, mă dădea împrumut pe la Buzău sau unde mă dădea împrumut, cine știe ce... Da, ce s-a legat de viața păi, ta. Asta e ideea. Adică mulțumesc la Dumnezeu că așa a fost să fie. Da, atunci bănuiesc că nu ai gândit așa când s-a întâmplat. Pentru că nu eram pregătit, pentru că vedeam ce fotbaliști sunt. Păi m-am zis la viza medicală și m-am la ora 5, nici nu știam să ajung la centru, la INMS. Și nu știam, umblam pe București și m-am zis, la 5 dimineața am ajuns acolo. Era întuneric, pe la 7 m-a întrebat un pic, ce cauți mă aici? Păi am vizit direct, ce viză pleacă de aici? Dar sunt la Steaua. Ce Steaua mă pleacă de aici? Și m-am zis, după aia, m-am mai plimbat, la 8 jumate am ajuns. Speram primul. Am intrat, m-am dus, m-am pus... Deci de la 5 până la 8 jumate tu te-ai plimbat? Da. Pe lângă... Pe acolo, prin zonă, nu știam unde. Eram plecat să-mi la utilă. Eu să ajung ca să fiu cu bun simț. Tu n-aveai... Adică, că sunt jucător, uite, l-am avut pe Van der Vaart, da? Da. Aici, lângă tine. Și Van der Vaart îmi zice așa. Și tu mai... Zlatan Ibrahimović, l-am întrebat cum era. A zis că avea doi el a crescut, sau au crescut lângă el doi tineri. Da? Deși când era cu Zlatan erau cam de aceeași vârstă. Unul era Gareth Bale, celălalt era Zlatan. Zlatan de la 18 ani, 19 ani, a zis eu sunt cel mai bun din lume și o să fiu cel mai bun din lume. Gareth Bale, pe de altă parte, zicea Van der Vaart, zicea, dom'le, era așa de... Nu avea încredere, nu avea... Tu nu aveai, tu nu-ți dădeai seama de ce nivel poți să atingi ca fotbalist? Păi eram la un club care retrograda în Liga 2. Și veneam la o echipă unde era Rădoi, Paraschiv, Petre Marin, Ghionea, Goian, Neaga, toți. Da. Care eu mă uitam la televizor la ei și vedeam ca niște zei. Bun, ok. Rădoi era idolul meu. Bun, dar și Rădoi a venit la un moment dat de la extensiv de niciunde, luat de Cârțu, da, aveam asta, pentru că... dus în vestiar acolo, a zis Rădoi că s-a pus într-un colț, că era rușine că au intrat, că și el probabil că simțea exact ceea ce simți tu. Da, adică, tu n-aveai... Asta o capezi după.
puterea. Dar nu, nu aveai încrederea asta că poți să intri acolo și să nu, demonstrezi? Atunci nu. Nu? Pentru că nivelul era foarte, mai ales la antrenamente. Păi și când ai căpătat încrederea că... Simțeam că la antrenamente, adică eu vedeam pe ei că sunt mult mai puternici și mult mai buni. Și îmi puneam în mintea, bă, nu mai vreau să ajung să muncesc mai mult, că îmi doream după aia să ajung înapoi. Uh-huh. Asta m-a făcut pe mine, că m-am întors înapoi la Jiu Petroșani și am zis, bă, nu se poate, trebuie să ajung din nou acolo. Și adică Tavi Popescu, de exemplu, că îl dau pe el, că e un puști, un copil care a intrat într-un vestiar tot așa și a făcut click imediat. Și nici el nu e foarte puternic, că nu e vreun de-asta, vreun țapăn. Dar el e talentat. Da, de acord. Eu eram un băiat muncitor, venit de la țară, de nicăieri. Ok. Care n-aveam, nu făcusem, nu eram un nume care să mă... Vorba aia, Rădoi venise de la extensiv, Craiova, e echipă bunicică. Da, bă, da, intra în vestiarul unei echipe care câștigase, nu știu, 6 titluri în precedenții 9 ani. Da? Cred că era venit în 2000, dacă ții minte. Și din 93 până în 98, cred că a luat toate titlurile Steaua. Da? După aia n-au luat vreo 2 ani, cred că a luat Rapid, Dinamo și era venit atunci, în perioada aia. Deci, gândește-te. Da, da, nu aveam asta, care, cum ai zis tu, nu aveam asta, că eram umil. Adică eu vreau să văd de muncă. Atât. Uh-huh. Nu m-am văzut niciodată. Bă, sunt cel mai bun. Sau în declarații să zic că mă întreba cineva cum ai jucat. Să zic eu, am fost malefic. Nu, nu știu, domnule, am fost acolo. Sau o să vedem. Și pe aia dacă citeam în ziar, bă, întâlnești slab. Am fost slab. Dacă citeam meci senzațional făcut de pintile. Atunci ziceam, da, domnule, am jucat bine. Dar eu știam ce pot, știam ce cât am făcut. Da, mi se părea că joc bine, poate dacă lumea zicea că am jucat prost. Eu știam ce mi-am făcut pe postul meu. Să-ți mai zic o fază aici. Zi. Am luat 500 de euro de urnă și am trăit cu ei 4 luni la Petroșani. A fost ultima de urnă care s-a dat la Steaua, așa mi-au zis băieții după aia. Da? Da. Deci pe vremea aia se dădea de urnă. Și atunci am văzut pârtia aia de 500 prima dată. Deci nu știam ce e. Și de, tu zici așa, că nu ai fost dezamăgit că ți-au dat nu. Papucii? Nu, pentru că altfel nu mai eram ce sunt acum. Bine, zic, știi, 100%. Asta zici acum, da, da, după ce ești un om realizat, că probabil, dacă nu ai fi reușit în viață, ai fi zis, dom'le, au fost ei incorrecti cu mine. Poate nu, trebuie merita mai mult. Niciodată n-am dat vina pe cineva, poate doar pe la junior ce mi s-a întâmplat. Atât, da. Dar în rest, dezamăgirile. Dar în rest să dau vina pe cineva, că domnule, când ai ieșit. Deci cu 500 de euro... Am fost șef la... Ai fost... Petroșan, mi-am dus și în vacanță, am făcut... Am fost bine, chiar... trecuse perioada minerilor, nu mai erau nu minerii. Mai era. Că minerii... Bine, minerii... Și la Petroșan nici nu luam bani. Luam o dată la 3 luni. Nu-ți dădea Simota, nu-ți dădea... De... Na, nu-ți dădea. Da, era nu... periculos Simota? Da. Atunci, în perioada, da. Iarăși un episod a fost cu Lungan atunci când s-a întâmplat. Da. Iar așa a fost atunci declinul un pic să plec acasă, am vrut să fug. Mm-hmm. Mi-era frică. Da. Și am vrut să plec, că l-am văzut, dar a trecut. Am înțeles. Deci era periculos Simota. Periculos. Avea... Acolo era șef. Era, făcea, controla tot. Da, cu bodyguards, mai ales intra în vestiar cu bodyguards, ți era frică. Eram copii, ce să mai... Erau doi sau trei, poate mai cu experiență pe Cleșan. Nu mai știu cine din jucătorii vechi. Da. Voi cu Drida, erau puțini, erau foarte puțini. Uh-huh. Care Și voi băga frica. N-aveai cum să nu te sperii când intrau matahalele alea în vestiar. Spuneai, n-o să nu se atingă de noi. Ce? Da. Păi? Păi au fost povești înainte că s-a ridicat cineva și aia și l-a luat, tu stai în picioare. Când intra, trebuia să te ridici și ăla stătea jos, că era, avea personalitate. S-a zis, bădea, ce faci, mă, te ridici? Și s-a ridicat, l-a luat de gât și l-a ridicat. Păi și atunci, când auzi poveștile astea și vezi că intră, ce faci? Trepți. Deci aia era, de fapt, mafia aia, nu era ăla, nu era asta, om de afaceri care... Asta erau poveștile înainte ce s-a întâmplat. Da. Și atunci tu, fiind copil, ce să crezi? Adică tu trebuia să stai jos? Nu aveai. Și chiar dacă aveai ceva de zis, nu ziceai. Uh-huh. Și, deci tu povestești așa. Iau, îmi dau ăștia... 500, 500, îmi dau 500, bun, îmi 500, dau praf de mers, da, da, pa la revedere. Mă întorc la Petroșani. Dar ajung cu Gabi. Da. Ajungi cu soția. Corect. E adevărat că mamei i s-a părut că te căsătorești prea repede, prea de tânăr? A ei sau a mea? Nu, a ta. A mea? Da. Da? Au fost discuții? Au fost discuții, păi da. M-a sunat cu... Nu, lua, că are 28 de ani, că...
că e prea devreme, că de ce faci asta și asta. Da, asta simt, asta fac. Nu cred că trebuie să... Da, discuții de familie, ca și fiecare. Ca și mama e care m-a sunat, domnule, ce faci cu fata mea? Păi ce să fac, doamnă? Că... Păi vezi că eu m-am interesat cine sunt. Cine ești? Cine sunt? Ce am? Eu? Aia îi dau și, ăștia suntem. Da. Dacă vă convine, bine, tată. Dă-i drum. Și am rămas împreună, ne-a dat apartament pe la Petroșani, am stat în chirie undeva, deasupra. La ei stăteau la 1, noi stăteam la 3. Adică ne controlam puțin. Ai stat cu socrii. Da, și acum stau cu socrii. Și acum stai din cu socrii? Din 2012, de când am venit la Steaua, stau cu socrii. Adică și soacra mea era dirigintă de poștă, era bine. Da. Dar nu puteam. Era greu pentru fetița, fata mamei. Cunosc județul ăla, maică mea e din județ, deci știam cam cum era viața în perioada aia. Asta, era în blocul ăla de patru etaje. Le știi. Câți metri pătrați? Mic, foarte mic. Ce mic. Aveai? Cred că 30, nici nu mai știu. Dar era micul de o cămăruță. Când ai început să câștigi bani? N-am lăsat-o. În așa fel încât, cum să spun, deja toată familia să știe... El e jupânul, el e ăla care... Nu jupânul, nu jupânul că vin și te bați cu pumnul în masă. No. Bă, el e ăla providerul, cum zic englezii, dar ăla care pune pe masă mâncare. Ți-am zis că n-am venit la Steaua, aici a fost. Până la Steaua, nu? Păi n-ai, adică erau... la Curtea de Argeș, la Panduri, nu câștigai... 3.500 de euro, adică nu erau... Când am venit la Steaua, am luat bani la semnătură, mi-am achitat datoriile... Aveai datorii când ai venit la Steaua? Cum să nu? Bine, hai să mai trecem, că mai trecem prin niște poze și ajungem și când ajungi la Steaua, că ne luăm cu altele. Asta e la Internațional. La Internațional Pitești. Internațional Pitești, acolo s-au creat relațiile cu Chiricheș, da? Cu Răduț, că avem, da, cu Ciucuri, sunt că îți mai băieți care și în ziua de azi. Avem și după aia la Pandurii cu Nistor. Cu Nistor, da, cu Nistor după aia. Dar nu, cu Nistor tot aici. Tot aici? Dar Nistor nu prea juca aici. Asta zic, era pe... Deci, practic, aici cu Chiricheș. Da. Aici te-ai consolidat prietenia. Și aici eram pe post cu Chiricheș, eu fundaș central, el fundaș central. Și ne-a pus Badea în aceeași cameră. Niște povești, dacă te nebunești. Adică? Păi noi eram pe același post, că juca... Era cineva bătut în cuie și voi erați... Și noi eram care juca, care nu juca. Și după aia, la un moment dat, am început... cum îi cheamă? Nu scapă numele acum. Și, a fost și la, după aia la Pandurii cu noi. Vă dați central. În fine, nu mai contează. Nu mai, și în general se evită chestia asta. Normal, adică ce facem? Post... Mă pui pe post cu cineva. Dar noi n-am. Și cu Chiricheș la început n-am avut chimie. Nu? Nu, păi era greu să... Dacă eram care pe care era pe bătaia pe... Încetişor așa am început să ne cunoaștem și după aia a mers ca uns. Și după aia ați ajuns după aia să jucați împreună. Da, jucam amândoi, ori dacă nu, jucam la mijloc, eu și juca el fundaș central. Adică tu, în momentul în care ați ajuns amândoi titular, s-au liniștit lucrurile? Nu, după aia în cameră am început să povestim. Asta e ideea și discuțiile. Mă pusese prima dată în cameră cu Chiri și eu, el vorbea cu soția care era în Anglia și cum e cu ora decalat, eu mă pusese la somn. El cu căștile în ureche, luminile stinse, ho-ho! Făceam cameră și, doamne, uite ce nebun mi-a dat ăsta să stau în cameră. El vorbea cu câinele pe FaceTime. Pe FaceTime. Da, zicea, ce faci? Nu mai știu cum, Rolls, ce faci, tată? Doamne, ce, cu cine stau în cameră, cu cine? Păi, da, ușor, ușor am început să ne cunoaștem mult mai bine și a fost mai lejeră treaba. Dar, că bănuiesc că în perioada aia a început să-ți povestească și el și de Benfica, de da, cu accidentările care... El a trecut exact prin multe. Și la Internațional Pitești aici mi-a povestit o chestie care eu n-am știut-o. După aia, prin cameră, mi-a zis că el era împrumutat, antrenor, dacă nu mă întrebi, era Liviu Ciobotariu. Era în tot timpul împrumutat la Liga 4. Niciodată nu l-a luat la echipa mare să joace titular. Da. Deci, iar accidentarea aia de la Benfica, la vârsta aia, la 17-18 ani, cred că avea el când s-a... Și el a suferit foarte mult. S-a accidentat. A avut și el din... Și el acum, el toată viața a suferit cu accidente. Și are niște povești și el de... Îți vine să o iei pe câmp. Dar astea sunt normale la noi, la fotbaliști. Că altfel, poate dacă... Nu, sunt unii care nu au probleme și sunt unii care au probleme. Asta e. Adică depinde sunt unii și care de... pleacă din start bine și sunt unii care...
Se chinuie. Și se chinuie mult. Adică... Ai respect mai mare pentru fotbalistul pe care îl vezi, de exemplu, apărând târziu, la o vârstă târzie, în performanța mare? Mă gândesc, de exemplu, Luca Toni. Era un jucător care până la 25-26 de ani nu știa nimeni. Era Dorel Zaharia. De la fel, da. De la Steaua, care tot așa jucase până la Gabi Mureșan, cred că. La fel, da. Nu? Da. Ai simți... Am respect pentru aia care muncesc și fac lucrurile normal. Nu sunt ajutați de părinți, nu fac cu intervenții. Pentru mine, fotbalistul care muncește și știe și a căpătat singur drumul, pentru mine jos pălăria. E numărul unu. Dacă nu ești ajutat și încerci să bagi fitile, să suni ăla, mi se pare ok, poate să ajunge și ăla. Poate să ajungă. Dar nu are același respect ca unul care știu că muncește pe brânci și ajunge singur 100%. Hai să vedem ce mai avem. Poze. Finu. Cu Finu. Cu Nistoraș. V-au surprins paparații? Paparații, da. Nistor e un fenomen. E un băiat, nu știu, care are de toate. Are de toate, crede-mă. Și suflet bun și se enervează. Dar se enervează așa, mai jos puțin, că nu poate. El nu poate să fie enervat. Să sară la bătaie, da. Sau niciodată, nu. El dă de ori din gură. Dar în rest, glume bune, n-ai cum să nu râzi. Goluri în meciurile cu voi. Jucător foarte bun, fotbalist foarte bun. De multe ori l-am vrut aici. Nu s-a potrivit. Da, din păcate. Plus că el a fost la Dinamo, era mai greu să ajungă. Păcat. Băia senzațional, are și familie frumoasă acum. Ți-ar fi plăcut să fi jucat voi la Steaua, da, în momentul, da, vostru de... Am zis tot timpul, dacă el ajunge, el nu va mai fi jucătorul care să facă, zicea toată lumea, domnule, că e bețiv, nu. Nistor știe limita, știe când să bea un par de vin, știe când să se distreze, că aparate, nu există. Nu. Au fost momente... Ce, cu păcănelele, da, și cu... Au fost momente, că la fiecare mai are câte o scăpare sau... Dar nu cred că... Tu erai un tip și ești un tip disciplinat, cu autocontrol, ai avut întotdeauna, sau ai avut și tu perioadele tale în care, nu știu, s-o iei pe lângă viața sportivă? Niciodată. Nu, n-ai avut. Nu, pentru că probabil și soția m-a ajutat foarte mult, și asta cred că e meritul ei. Ea știu să mă oprească și de la multe, probabil, la o distracție, bă, mergem acasă. Nu, că mai stăm, că sunt eu. Nu, mergem acasă. Hai acasă. Am înțeles. Adică disciplina asta. Și n-am avut vicii să... N-ai avut. Nu, cu păcănele, rulete sau nu. Da, ai simțit nevoia în momentul în care ai dat de bani, că ajungem imediat și la Al-Hilal, la banii dolari și gaze în procese. Ai simțit nevoia să-ți cumperi ceva scump, ceva ce ți-ai dorit de mic, de tânăr, de habar, o mașină? Nu, ceva, să ai o fiță, o chestie, o nebunie de-a ta, o... Știi ce mi-a dorit tot timpul? Să văd frigiderul plin. Asta îmi doream tot timpul. Adică eram mai mic și mergeam la cineva acasă. Na. Băiatul avea bani, tasul era mai... Intram, deschideam frigiderul și îl vedeam frigiderul. Doamne, ce mi-aș dori și eu să am frigiderul plin. Și asta mi-a rămas aici. Atunci. Adică... Știi că mi s-a făcut pielea de găină și am să zic de ce. M-am uitat ieri la interviul lui Zlatan Ibrahimović cu Piers Morgan, da, cu Zlatan Ibrahimović. Exact asta a zis. Îți dau cuvântul meu de onoare, motamo. Nici n-am văzut, mi-a trimis doar nevastă o chestie de bani, legat de bani de la el, dar în rest n-am văzut. A zis, l-a întrebat cum și-a ajutat familia. Și a zis, am grijă mereu de un singur lucru, pentru că a fost obsesia mea de mic. Și la mine în casă, îi spun soției, orice s-ar întâmpla, frigiderul să fie mereu plin, că eu când îl deschid, indiferent cum e, scot stricat, consumăm, nu consumăm, să fie plin. Da, să nu mai și zice acolo familiei, la fel am grijă, nu le dau foarte mulți bani, nu? Da, adică să aibă tot ce au nevoie, strică, dar am necesar, grijă, da, să le fie frigiderul plin mereu. Și asta e un lucru, da. Asta mi-a rămas mie de la... Deci asta a fost, asta da, te-a mâncat pe tine, te-a rost, da, într-un nu fel. Am avut, domnule, că la urmă, după ce câștigi bani, ți-ai o casă, trebuie să stai într-o casă, ți-ai o mașină, că na, ești, dar asta, lucrul ăsta i-am zis și la soacră mea și la mea. Bă, când deschid frigiderul, vreau să fie, să văd că e plin, să iau eu ce vreau de acolo. Chiar dacă îmi trebuie o apă sau un salam sau nu știu ce, orice. Da. Dar măcar să-l văd că e plin. Deci rămâne chestia asta, mă, asta este o treabă impresionantă, vezi? E o traumă, sau nu știu să o zic așa, o traumă. O chestie care te afectează, adică îți dorești chestia aia să vezi și tu. Pentru că ăla mi se părea că are prea multe și un... Nu se lega. Sau nu mai zic la Adidas, și are la ghetele, Nike.
Mă uitam, mi se păreau, doamne, cum să ai ghete Nike? Da. Și la vârsta aia. Astea sunt ale, știi, astea îți rămân din copilărie, toate lucrurile astea pe care, după care tânjești copil fiind și la care nu ajungi, că nu... Și iarăși o chestie, iartă-mă că te întreb, fac iarăși o prostie că eu încerc să-i dau lui ăla mic exact ce n-am avut eu, dar nu e bine. Adică zici că îi dai prea mult. Da, câteodată ar trebui să mai știe și el că nu e chiar așa viața. A, nu știu, dacă e rău să răsesc copilul? Dacă avem copii, dacă ai copil, cred că după ce ai avut lipsuri, cred că e foarte greu să nu-l respect. Asta e ideea, că nu poți să iei, la urmă, că știi prin ce ai trecut tu și eu povestesc acum chestia asta și mă afectează și mă gândesc că n-aș vrea ca el să trăiască chestiile astea. Dar n-ai de unde să știi dacă o să-l afecteze sau nu. Poate că așa o să fie toată viața lui. Și atunci să dea Dumnezeu. Și nu o să fie o problemă. Adică, da, știu, înțeleg ce zici. Copiii din ziua de astăzi primesc oricum foarte multe și au mult mai puține bucurii decât aveam noi. Așa e, așa. Încă tu ești 84-80, crești la un moment dat, ne-a prins și revoluția, o perioadă după care vezi că încep să apară și când încep să apară, atunci te bucuri de ele. Ei cresc cu ele, dar nu știu. Cred că e logic să vezi copiii, nu? Să-i vezi bucuria sau măcar n-ai cum. Chiar dacă se bucură doar pe moment și pe aia o aruncă, dar parcă bucuria aia nu e aia nimeni. Absolut. Ce mai avem? Hai să vedem. Asta, dacă nu mă șel, e primul gol la Steaua. Da? Cu Oțelul Galați. Când și ce era gestul? Născuse soția. Da? Da. Născuse pe băiat la București, deci. Am înțeles. Da. Chiar atunci, în zilele alea? Mai devreme, cu o săptămână sau două, dacă nu mă șel. Și așteptai golul, cred că să... Dar nu era programat. Adică, crede-mă... La tine nu prea era programat. Nimica, da, niciodată. Că nu era un jucător care... S-a întâmplat și nu știam ce să fac, cum să mă bucur. Și pe aia mi-am zis, bă, stai că născut soție, ia-ți bag degetul în gură. Și a venit și Chiri, care... Da. Aici eram deja bine. A băgat și el degetul în gură. Spune, e interesantă perioada aia, tot am ajuns aici, Steaua, da? Odată impactul Bucureștiului asupra ta, să-mi spui, dacă a avut vreun impact. Nu, pentru că a fost soție. Și n-a, adică aglomerația, în rest, dar... N-am. Nu te-a... Ne-am luat apartament aproape de Ghencea, unde făceam antrenament, nu mi se părea, eram lângă AFI, parcul aproape, era totul perfect. Era... Și nu aveam, n-am simțit așa... Ce vârstă aveau copiii? Păi băiatul s-a născut atunci 2012 și fata 3 ani. 3 ani? Da. Adică nu era problema cu școli, cum să ai, să trebuiască să... Am înțeles. Când ai ajuns... Trecuse o perioadă de când nu câștigase echipa titlul. Da. Da? Și era presiune. Când a venit Regecamp, lumea nu a avut mare încredere. Adică în afară că, ok, făcuse jumătatea de campionat de la Concordia Chiajna, foarte bună, dar nu era neapărat. Adică nu spunea lumea, băi... Vedea speranțe. Adică să bate, Europa. Să câștigați european, să ajungeți în Europa unde ați ajuns, da? Te-a mirat că ați avut succesul atât de rapid și de ce crezi că ați avut succesul atât de rapid? Cum judeci cu mintea de acum? Știi ce am făcut în cantonamentul ăla? Am fost sclavi. Ne-a mătrășit Thomas Neuber și ce ne-a făcut. De asta zic. Câteodată îl înjuram și făceam, vomitam pe acolo prin cantonament. Dar roadele le-am cules după aia. Da, avea și material uman. Păi asta, erați puternici toți. Eram corect, asta zic, a avut pe ce să lucreze. Da. Plus, eram jucători toți de echipa națională, masiv, toți. N-a avut copii, n-a avut... Nu-i clar, și fizicurile ne ajuta. Astăzi ar putea să lucreze la voi cum lucra? Hai că are jucători... Sunt, dar sunt puțini. Sunt puțini, sunt nu? Sunt puțini. Hai că eu mă gândesc că atunci erau... Tu, Bourceanu, Latovlevici... Dar nu poți să-i pui pe toți. Tănase, Chipciu... N-ai Nicolici. Păi Nicolici, cine? N-ai, nu există, n-ai unul. N-ai niciunul care să zici că, băi, uite așa, nu poți să-i pui kilogramele lui ăsta. Da. 102. Sau să faci 45 de minute cardio TRX. Da. Păi n-aveai cum, nu mai puteai să mai mergi după aia. De asta zic, noi ce-am pățit aia. Și noi când am venit aici, în cantonament, în Austria, dacă nu mă înșel, mulți erau plecați la echipa națională. Și le povesteam, bă, vedeți ce ne faci? Du-te, mă, că și era Tănase plecat, Chiri... Dodel. Da.
Kipciu, erau vreo 6 băieți. Că nu, măi, că las că venim noi. Aia și era fereastra aia din iunie. Tărușană, da. Ei erau la națională, da. Și, domnule, nu, că nu facem, că venim noi. Au venit ei, am făcut mai tare. Și n-am mărit unul. Asta e ideea, adică mi se părea că, bă, era Mihai Costea. Era Dureghe? Adică era stăpânul vestiarului? Îl știați de jupân? Da. Da, că el era tânăr totuși, antrenor tânăr atunci. S-a impus. A făcut și chestia cu capitanul, că a întârziat un minut și a luat banderola lui Tătă, a dat un exemplu, a știut să o provoace. Ne-a pus să votăm. Probabil noi tot pe Tătă l-am ales, dar el a schimbat capitanul. Deci voi le-ați votat pe Tătă. Păi, că bănuiesc că ați discutat între voi. Noi nu vorbim între noi. Aha. Cât ne-a dat să alegem primii trei capitani. Ok, și deci el a făcut chestia asta, a făcut-o special. Probabil să dea și un exemplu și probabil să vadă cine e. Și pe cine a pus atunci? Pe Băurceanu. Pe Băurceanu. Am înțeles. Nu că Alex ar fi fost rău, dar... Conta, uite, vreau să întreb o chestie, că era... În perioada respectivă, Ana Maria se ocupa de soții. Da. Și iarăși a făcut o chestie foarte bună. Adică ea avea Reghe, se ocupa de fotbal de partea asta. A știut să ne unească. Chestia asta cu soțiile a contribuit? 100%. 100% pentru că și în ziua de azi sunt prieteni și ies și vorbesc și chiar aseară am fost la masă cu Prusescu și cu Borceanu și cu Kipciu. Și asta pentru că familiile se apropiaseră în perioada respectivă. Perioada. Păi după aia la un moment dat nu mai vine Ana și mergeau ele. Da. Deci Ana dispăruse din peisaj și ele făceau city break-urile astea singure. Aveau grupul lor, fetele, mergem, hai. Abia așteptau. Crezi că a contat și faptul că dispăruseră? Ana Maria a profitat de pe urma încarcerării lui Giovanni și a lui Victor. Da? Ei au intrat în închisoare și mulți dintre jucători, mai ales în zona asta, și practic voi erați un soi de cerc închis acolo. Adică era Reghe era antrenorul, Ana era impresarul major. Eu n-am venit. După un an mi-a zis să semnez cu... Să semnez. Da, nu a fost ceva... Și nu, Borceanu nu știu dacă a avut cu ea, Chirin nu, adică ușor după aia a fost jucători care au venit. Au existat presiuni să devină jucători să semneze cu ea? Nu știu, la mine n-au existat, sau nu pot să vorbesc de alții care nu știu ce discuții au avut, dar în privința mea n-a fost presiuni. Și dacă vine Reghe să-mi zică că el m-a adus la asta, o să-mi zică, domnule, semnez cu Ana Maria. Semnez, că la urmă tu m-ai adus. De ce n-aș fi semnat? Când nu făcea un rost sau nu aveam eu voie intenție. Dacă vine altcineva, că nu a venit nimeni să-mi propună, bă, vreau să fiu impresarul tău. Da. Dacă vine cineva înaintea lui, poate să-i mai acolo la altă. Dar Beckham povestește în documentar că Sir Alex Ferguson a venit la el și a propus un impresar. Și el n-a vrut. Și el a nebunit. A făcut ca toate alea. Că de ce nu semnează? Că el voia un impresar care să-l introducă și în lumea asta mondenă. Un manager să-i facă contracte. Probabil că ăla îl ținea doar pe fotbal. Și ăsta voia și Vuittonul și aia să-mi semneze. Imagine. Da. Și atunci... Și bine, era normal. Vă dopau? Doamne ferește, nu. Că știi că... Au apărut, dar nu există. Nu este. Eram jucător matur, eram jucător capul pe meu de echipa națională. Știam la ce să ne... Nu aveau. Și sucurile alea cu punguțe, aia a fost o strategie făcută de Neuber și ne-a și zis. Uitați, sucurile le iau și le pun în punguțe să aibă... Să aibă să comenteze lumea. Să comenteze lumea. Și am zis că vedeți că vă chem la margine, spargeți și... Asta a fost. Chiar nu e. Ce mi-era greu acum după aia. Sunt un timp sincer și zic, da, am luat... Dar n-am făcut. Ok. Pentru că la urmă ori mi-asum ce zic. Dar de ce crezi că niciunul din echipa aia până la urmă, sau nu niciunul, nu, greșit, niciunul, dar foarte puțin din echipa aia când au ieșit afară, deși părea, că îmi aduc aminte meciurile cu Ajax și cu Chelsea. La meciul cu Chelsea eu am avut un șoc, am fost pe stadion și am avut un șoc de duelurile 1-1. De duelul 1-1, pentru că niciodată nu mă așteptam, de exemplu Kipciu care a jucat vârf, dacă îmi aduc bine aminte meciul ăla, să poată să stea în duelul 1-1 cu John Terry. Și asta la un moment dat, îmi aduc aminte de un duel 1-1 Terry cu el. Păi nu era o chestie normală în fotbalul românesc să se întâmple chestia asta. Așa-i. Și atunci puterea aia voastră, mă gândeam că odată scoasă în străinătate, că veți defila. Și totuși, v-ați și accidentat mulți dintre voi? Da, după aia. După aia au început accidentele la majoritate. Mulți. Pentru Borceanu... Cantonamentul.
Din cauza aia, zici tu. A fost foarte... Și noi am avut preful ăsta exact cât a trebuit și după aia a început... Hai că tu... Că vreau să... În al doilea an n-am mai făcut așa tare. Aha. Deci primul an, crede-mă, nu există. Ce fac? Adică tu crezi că el, într-un fel, a făcut bine pe moment? A făcut atunci pentru că a știut ce vrea. Că vrea să câștige primul an campionatul și l-a câștigat la pas. Bun, dar la lung pentru carierele voastre n-a fost neapărat bine. La urma unui... ale noastre. Dar el n-avea de unde să știe ce se întâmplă cu carierele noastre. Dar ar trebui. Asta așa e, dar el și-a urmărit un obiectiv. Bă, eu trebuie să câștigi campionatul neapărat. Așa, și noi ne doream. Tu ce ai face, că ești antrenor acum? Dacă ai avea de ales să spui preparatorul fizic, să încarce pe niște jucători, să câștigi un campionat, dar să știi că există riscul ulterior ca mulți dintre ei să se rupă la 2 ani după. Sau să se lase de fotbal. Ai vrea să câștigi campionatul? Nu. Asta mă gândesc. N-aș vrea. Aș vrea să aibă continuitate, omul să se bucure de fotbal, că la urmă e o plăcere, e o bucurie, e o meserie. Asta zic. Adică mulți dintre voi s-au rupt după ce au ieșit în străinătate. Foarte mult. Și am făcut toate rupturi de genunchi, Bouceanu, toată lumea. Nu e. Așa e, toată lumea. Dar ne-am bucurat de moment și noi mulțumim pe acestea. Bun, stai, că poate nu ajungeai la Al-Hilal dacă nu făceai... Sau nu câștigam, nu jucam în Champions League, nu mergeam în Europa. De asta zic, că el a... Și noi îi mulțumim. Eu personal îi mulțumesc că am putut să câștig campionatul la Steaua, să merg în Europa, să ajungem și la campionatul european cu pregătirea aia. Ajungem imediat. Hai să mai vedem ce mai avem aici. Al-Hilal. Finală Champions League. Asi. Deci toată lumea, nimeni nu și-a imaginat că o să vină australieni erau aia, nu? Da. Că vină aia. Foarte slab. Deci ce slab jucători. Foarte slab. Și că vine aia să vă bată. Nu știu. Da. E greu de... Aici a fost o perioadă grea pentru mine. De ce? Nu-ți plăcea lumea de acolo? Da. Plus am stat 2 luni singur, am vrut să fug. Aha. 2 luni am stat singur în hotel, ieșeam afară, intram înapoi. Și făceam seara la 10 antrenament. Era cald? Foarte cald. Uh-huh. Am avut, înainte nu aveai... Era un băiat la echipa națională care venea cu CD-uri de filme. Cred că i-am dat vreo 3.000 de lei acum, 30 de milioane, doar pe CD-uri. Ca să am, să mă uit la filme. Da. Nu, e foarte greu, foarte greu. Și plus căldura te omoară. Și nu era mediu. Cum erau condițiile față de ce era aici? Ce era aici? La Al-Hilal aici e top. Adică era, top. Ai rămas impresionat da, de... Da, nu, era o altă lume față de Steaua. Nu știu la alte echipe, dar la echipa asta, top, top, top. Tot ce nu există. Mi se părea, adică, că e Real Madrid. Sau Steaua în România. Ok. Mi se pare, na, e totul făcut. Fiecare știa ce are de făcut. Dar nu ți-a plăcut... viața acolo. Viața, dacă aveai și... familia... Păi a venit și după aia familia. Da. Am stat, stăteam la 2 case de casa lui Reghe. Dar tot, nu mă simțeam eu. Nu era fotbalul pentru mine. Fotbalul nu ți era da, de acolo? Pentru că sau... nu mă vedeam cu ei. Adică ei vreau, era atunci doar 3 stranieri și un asiatic. Da, da, țin minte. Acum aveți un corean, parcă? Da. În fundaș central. Da. Un fundaș central brazilian, Thiago Neves. Da. Și eu eram. Și nu era ea. Acolo îi vor din ăștia mingicari care se iasă în evidență. Nu e. Plus acum că sop sau nou, nici nu mai știu cum să. Acum defilezi. Dacă era acum, da, și mie merg să vină Tănase, să stau cu el sau cu Chiriche să fi jucat în Arabia. E mult mai simplă treaba. Cordea cu lui Ronaldo. Da, e frumos. E altceva. Acolo sunt mai fotbaliști acum. Poți să iei la oricine. Da. De-aia zic. Thiago Neves avea 300.000 pe lună. Era zeu. Despre ce vorbim. Tu cât aveai? 50.000 pe lună. 50.000 pe lună. Păi avea și prime? Să știi că am luat doar în Champions League. Liga Campionilor. A fost dezamăgirea mare când s-a pierdut? Da. Supărare tot. Și aici supărați mult. Foarte rău. Dar cum erau și aici? Normal. Vineau la meciuri, se uitau. În vestiar nu veneau. Vineau copiii la și aici. Stăteau la noi, ne încurajau. Dar în rest așa n-aveai. Adică nu aveai... Da, eram... cum să-i zic? Un fel de delegat sau director sportiv. Aha. Care ăla era mai țâfnos. Era din poliția militară, cum era la ei, sau nu știu cum. Da. Ăla era mai... Și ăla era mai drăguț. Da, m-a pus să mă tund la un meci. Când aveam voie să joc cu părul, că l-aveam mai mare. Când aveam frizer. Și m-a zis, când vezi că te tunzi, că nu te lasă să intri arbitri. De fapt, nu mă lăsa el, că aveau niște reguli. Da, soția a avut probleme în perioada nu, când eram căsătorit și noi. Dacă nu erai căsătorit, nu puteai să intri. Nu putea. Acum probabil s-au schimbat legile. Dar asta mult. După ICAMA, după reguli, după nu știu ce. Du-te la ambasadă, fă invitație, fă aia.
Și procesul? Procesul, nici n-am zis că îl mai câștig. N-ai crezut. La cât timp ți s-a dat? 4 ani a durat. Când ai început să speri totuși? Că mă gândesc, pe final te-ai gândit că o să... Nu. Și când m-am dus la judecat atunci. Că am mers la judecată, mi-au chemat să judecători și ne-au lăsat 15 minute să povestim, să ne înțelegem. Avocatul lor era al lui Neymar. Da. Ghiul, stătea, a zis că gata, nevastă, nu avem nicio șansă. Doar când l-ai văzut pe ăla, avocat. Că a început cu istorie, cu nebunii, na. Na, și făcea meseria. Și mai ne-a lăsat să discutăm. Ce făceam? Scria pe o foaie, a scris o sumă, mi-a dat-o. După aia am scris-o eu, i-am dat-o și a zis că nu. Hai să ne judecăm. Și pe aia, ca să vezi situația, ne-am întors în sală și am început să-mi pară rău că n-am acceptat suma care mi-a dat. Că am crezut că pierdem bani. Că nu că ai câștigat procesul. Cât îți dădea? 600.000. 600.000. Și până la urmă ai luat 2 milioane, nu? Da. Sau erau povești? Da, noi. Ești băgat în el. 1.200.000, 1.300.000. Se scad contractele la care eu am fost. Dacă nu se scad... Da, banul ăla era banul tău? Sau a trebuit să plătești din el? Avocați, impresari. Impresari? Erau, da, rate. Avocații m-au costat foarte mult. Și cu cât ai rămas din banii aia? 900.000, probabil. 900.000. Da, cam așa. Bani? N-am ce să iei, Doamne iartă. Ar fi, da. Eu care nu mă gândeam că să-i mai iau. Am părea rău de el, alții, am zis că, Doamne, de ce n-am acceptat suma aia? Poate nu mi-e prindeam și nici pe ăștia. Dar așa a fost să fie. Foarte bine. Bine da. Că le-ai luat bani. Da. Sunt foarte fericit. Hai să mergem, să vedem ce mai avem. Asta e... Asta a fost... Aici, știi cum... Aici am simțit meciul ăsta că am fost la Euro. Până atunci n-am simțit. Când în cantonamente, meciurile cu neapoi sau cât a stat. Când am intrat aici, aici am simțit totul. E ceva care nu... Echipa națională pentru mine e top. Adică ce sunt, când joci la echipa națională... Erau și românii mei, că aminte, Doamne, ce a fost. De asta câți zic români, cât... Și aici, plus preliminare. Și ceremonia de deschidere, asta adică ați prins tot. A fost ceva... Nu pot să-ți explic. De frică alergam. Crede-mă, noi ne gândeam că de oameni, jucăm în deschidere, câte luăm să mor, iar să ne facem de râs, că presa, că domne, că n-avem... Bine, nu luați, voi nici nu dădeați, dar nu luați gol. Asta. Adică asta era națională aia... Noi știam ce avem de făcut fiecare. Da. Ne-a piții, ne știa, ne punea și bă, asta face, asta trebuie să jucați. Da. Asta facem noi. Da. Ne-a piții. Dar aici, ți-am zis, aici am simțit că am fost la Euro și mi se pare totul. Care te-a impresionat dintre adversari? Să zici că a fost unul dacă... Aici nu i-am prins bine pe ei. Pe Franța. N-au jucat bine. Da, n-au jucat. Nu i-am prins nici bine. Mi-a plăcut Pogba, dar nu a fost la nivelul care. Kanté mi-a plăcut foarte mult, în schimb. Da. Era peste tot. Dar ei n-au fost la nivelul. Mă, și Giroud, fizicul lui, care mi se părea că nu poți să iau mingea nici cum. Și faultul ăla, vezi, dacă aveai VAR... Dacă aveai VAR astăzi... Bine, nu știi nici cu VAR. Așa e, că la se mai... Zicem noi că astăzi se făcea... Noi doar să ne fie nou bine. Nu se făcea, nu se făcea, dar Payet golul ăla este... Da, îmi pare rău că n-am băgat amnecare acolo. Am zis că nu de la poartă. Nu mai e, nici niciodată. Plus faptul că eram tăușit. Erai rupt. Eram obosit și bă, am zis că bă, nu cred că de la poartă. Când am văzut, am zis că nu se poate cu VAR. Cum ai perceput ceea ce s-a petrecut în țară și... criticile la adresa lui Kirikeș după meciul cu Albania, că au existat mari critici la adresa națională în general, adică ți s-au părut corecte sau ai avut un feeling de nedreptate? Când joci la echipa națională tot timpul va fi critici. Pentru că echipa națională reprezintă milioane de oameni. Kirikeș era învățat cu criticile. El știa. El era jucător care noi eram oricum lângă el. Da. El era singurul care se îmbărbăta de aia și știa ce l-așteaptă. Mai ales fiind capitanul echipei și acum, în ultima perioadă, de când vine la echipa națională, el e criticat. Numai el știe prin ce trece. Da. Eu vorbesc foarte mult cu el și na, vorbim de fotbal, de familie, dar lucrurile în legătură cu ce se întâmplă, doar el știe ce are de făcut. Sunt normale criticile. De asta și că dacă îmi câștige, bine să te laude, nu? Presa. Evident, dar lucrurile sunt... Hai să dau alt exemplu. Uite, eu mi-aș dori din suflet să se... Oricum se califică echipa națională. 100% se califică, nu există. Când ne-am calificat noi în Feroe, domnule, după nu știu cât timp, păi ce mai cu grupa asta? Tot timpul va exista chestia asta la noi români. Pentru că nu vă mulțumi pe nimeni. Și nu vă mai exista unul, doi sau trei care să răsare și o să zică, domnule, nu e. Ăla e slab, ăla. Nu contează, jucătorii echipii naționale, trebuie să-i respectăm, indiferent cum.
Crezi că pe ei nu îi afectează criticile? Nu îi afectează ce se scrie? 100%. Pentru că te doar, mai ales că echipa națională nu e o echipă de club. Că acolo mai o gestionez cum. Dar da. Aici nu există. Pentru că suntem români. Da, probabil. Și ne place și ei puțin. S-a simțit vârsta lui Angel Rădănescu ca antrenor în perioada turneului final? Adică ai simțit că nu era la fel de... Da, era Viorel Moldovan, era Ionuț Badea, era Daniel Isălin. Da. Zic că nu cred că la urmări de tine ține. Ceea ce faci tu în teren, intră... Nu are nicio legătură. Asta o văd eu. Adică mi se pare că nu are... La urmă, când vii la echipa națională, trebuie să dai tot. Indiferent cum. Așa e. Hai să vedem. Ce mai avem? Retragere. Aici, Enzo, am venit să plâng. Eu nu mă așteptam. Eu zic că vezi că te duci la conferință. Pe ce conferință? Dar nu mă așteptam și chiar și m-am abținut cu greu. Eu am perceput-o din exterior ca fiind o retragere forțată. Și s-am și comentat în emisiuni chestia. Da, pot să zic și eu că cam forțat. Că la urmă și eu sunt conștient că mai puteam. Asta mi se pare. Mai puteam și sunt convins. Dar am vrut să închei cariera aici. Pentru că dau alt exemplu. Mă duceam la Iași, numai, dar hai să zic Sepsi, nu știu, o echipă din provincie. După mă, sau voluntar, că e mai aproape de casă, ca să nu zic că mă duceam în altă, eram aici în București. Mi se vrea să mă duc un an de zile sau doi ani de zile să mai la altă echipă. Nu e tot ce îți oferă clubul ăsta. Ha, eu sunt de acord. Mie mi se pare că au existat două exemple de fotbaliști care meritau alt gen de retragere. Generații... Dănciulescu e unul. Și da. Dănciulescu mi s-a părut că a fost forțat să se retragă. Așa e. Și tu ești al doilea. Adică mie mi s-a părut că retragerea banderolei... cred că meritai mai mult și mă uit mereu în vest și văd în vest chiar și când se întâmplă să-i retragă, că și acolo se întâmplă să-i retragă pe jucători, da. Adică nu e o chestie... se fac, Băi, se întâmplă ceva magic, adică jucătorul are parte de... De-aia plângem toți și așa noi ăștia care n-avem nicio treabă, mi-au cam aminte Iniesta, practic l-au dat afară de la Barcelona, da. El ar fi rămas 100% toată viața, Păceavi, în Qatar... L-au cam așa retras. Dar ce-au făcut pentru ei? Da. Și asta mi s-a părut nedrept ce ai pățit, îți spun sincer. Da, nu. Ce pot să zic eu acum? Ce să zici? N-am argumente, da, așa e. Nu, ți-am zis, și eu sunt conștient, poate mai puteam, dar am zis, bă, de că să-mi așa, nevastă mi-a forțat, nu, că mai poți. I-a bătut. Încercat să te convingă să mai joci. O lună și ceva... A tras așa, grav. Ai încercat să vorbești, ai vorbit cu Gigi Becali atunci să-i spui că mai poți? Nu. Nu. Nu, nici cu Meme n-am vorbit să-i zic lui Meme, că are Meme ca un tată pentru mine. Uh-huh. Să-i zic, domnule, mai pot. Dar de ce n-ai făcut-o, dacă mai credeai că poți? Cum eram cu tata, mi-era rușine. Țineam prea mult la omul ăsta. Și nu vreau după aia să intru, să aibă după aia, bă, lasă-te, că e mai bine, sau hai să, gata, pleci. Și nu vreau să ajung la nivelul de conflict sau nu știu ce. Crezi că dacă ai fi... Mai aveam jumătate de an, oricum. Probabil nu mai îmi prelungeau contractul, cel mai rău caz, nu? Da. Adică eu jumătate aia de an, exista riscul să mă trimită cum a făcut cu Popică să fac antrenamente cu ceilalți, în spatele porții. Și nu-mi doream asta. La urma urmei, am fost capitanul acestei echipe, am jucat în Europa, am câștigat campionate, mi-am făcut datoria și nu vreau să ies pe ușa din dos, să fiu mătrășit. Da, înțelegi? Dar zic că mai bine, bă, ok, renunț eu la carieră, dar măcar să am continuitate și, crede-mă, n-am simțit că m-am lăsat. Că ai rămas în club, zici. Am rămas în club și făceam parcă aceleași antrenamente. Și ușor, ușor am început să nu mai fac antrenamente și atunci m-am lecuit, că nu mai doar. A venit și pandemia, parcă... Dacă ai fi gestionat mai bine, nu știu cum se putea, dacă se puteau gestiona mai bine recuperările după accidentare. Hai să zic, o chestie care... Poate lumea nu știe. De când m-am operat aici? Eu n-am avut operații niciodată. Da. De când m-am operat aici la inserție? Când ai avut ruptura urâtă. Ruptura, da. Atunci am, nu știu, 3-4 luni, de aici mi se tractate. Aha. Eu așa cred. Nu crezi că a fost făcută bine operația? Sau... N-a fost gestionată anumite chestii. Sau recuperarea n-ai făcut-o bine? Ba, că recuperarea nu e de... Nu știu, ca și la echipa națională cu asta. N-a fost... nu cred.
Doar că de aici mi se trage, așa cred eu. Și ți-am zis, eu n-am vrut să mă operez. Dacă îmi dădea altă alternativă, care după aia a făcut-o, mi-a luat grăsime de unde au luat și mi-au pus aici și nu am nicio problemă nici în ziua de azi și mi-o făcea atunci, poate eram bine. Și jucam și jucam atunci. Dar nu-mi pare rău. Să nu zic că acum să creadă cineva că am cine cu... Nu, absolut deloc. Sunt mulțumit cu tot. Cu toată lumea. Să-mi deranjăm. Hai să vedem mai departe. Cu Elias aici, dar am lămurit ceva mai devreme, da, deci toate sunt ok n-am, cu Elias. Chiar, nu, cred, și-o zic cu mâna pe inimă, n-am avut niciun conflict cu omul și nici... N-ai cum să te ceri cu el. Crede-mă. Poate, eu te cred. Nu știu, l-am dacă... avut aici invitat la podcast, asta mi s-a zic, părut adică un tip... N-ai cum să te ceri cu omul ăsta care... Admirabil. Nu vrea rău, sau eu să-i fac rău lui, sau... El e aici să ne ajutăm. Să luăm campionatul, nu? N-a venit din... La gară sau aia, a venit din... Cipru să facă performanță, că la urmă și pentru el câștigă campionatul în CV. Da, absolut. Nu, pe mine nu mă ajută cu nimic. Că luăm campionatul, asta le zic tot timpul, bă, jucați pentru fiecare, joacă pentru el. Nu jucați pentru Gigi Becali, nu jucați pentru, jucați pentru voi ca să vă faceți viitorul. Că asta e obiectivul vostru, să plecați afară. Da, trebuie să te întreb. Realizezi, bănuiesc, în momentele tale de sinceritate internă, că ești la un club la care lucrurile nu se petrec tocmai normal. Da, sunt eu și le-am zis și lor. Și le-am zis și lor chestia asta. Da. Sunt lucruri care nu sunt normale, dar la urmă, dacă toți sunteți aici și ați acceptat, hai să jucați fotbal, că aveți calitatea asta. Hai că ești, domnule, vii, știi că Gigi se bagă, știi că Gigi te critică, dacă ai semnat să vii... Păi, atunci nu vii. Dacă știi ce presa vorbește, nu? Nu semnezi. Gigi spune, nu trebuie presa atunci, să... Nu, și atunci zici, nu vin, domnule, nu vreau să vin. Dar câți nu vin? Când tu stai pe 3.000 și vine și îți dă 20.000? Și ca antrenor e greu, crede-mă. Crezi că dacă nu existau așa, telefoane mobile și internet, FCSB avea mai multe titluri? Nu. Ți-am zis, nu mai da pe asta, că nu e. N-are nicio legătură. Eu așa cred. Da, ok. Cred. Acum nu vreau să te încontrez. Poate să fie și ăsta un motiv că nu s-a luat campionat. Dar nu cred. Eu personal nu cred. Ține doar de momente. Dar în momente cheie s-a implicat. Și în momentul în care se implică în anumite momente cheie, cum a fost Tam la pauză la Ovidiu, se poate... Tu crezi că acolo s-a pierdut campionat? Și acolo. Eu pot să cred că într-un meci decisiv în care conduci 2-1 și scoți un stopper care ți-a jucat bine doar pentru că ți-e frică că are cartonaș galben, că asta e frica ta celebră, da. Că și el a spus. Corect. Și el are cum. Eu cred că se poate pierde un titlu, la fel cum tu spui de detalii. Și ăsta e un detaliu. Da, și corect, nu un detaliu minor. Poate că aveai 2-1 la urmă. Aveai 2-1 tu. Nu erai condus. Tocmai. Păi, și atunci? De spun. Ce nu intri și mai dai 2? Că ai dat 2. Pentru că asta e varianta ideală. Dacă joci la Real Madrid și câștigi Champions League după Champions League și ai încrederea că poți să faci chestia asta. Dar o echipă care nu a mai câștigat de 8 ani titlu nu are încrederea asta. Și atunci echipa aia, orice succes se clădește pe chestii mici. Și atunci, da. Și atunci cred eu. Da. Nu știu, tu ești acolo în interior, poate știi mai bine și știi mai bine. Tu poate zici, jucătorii trebuiau să fie altfel. Jucătorii trebuiau să aibă personalitate mai mare în repriza aia a doua, pentru că e logic, teoretic, ca jucătorii farului să aibă personalitate mai mult decât ai tu. Vorbim de valoare, nu? Individuală, fiecare. Sunt jucători care poate să implice mai mult, poate să facă ceva, să iasă la pauză, să se impună, să zică, domnule, gata, n-avem cum să pierdem. Și aici sunt momente, ți-am zis, astea sunt lucruri care, dedesubturi care poate să facă diferența mult mai ușor. Hai să vedem ce mai avem. Da. Asta e ultima poză. Familie frumoasă. Cu prietenii, cu... Ți-a părut rău că n-a venit Kipciu? Că Memel voia pe Kipciu acum. Mă gândesc, și el vrea. Și Kipciu vrea? Doamna n-a vrut. Doamna lui. Da? Da. Dar mă bucur pentru el, pentru că lui e bine acum la Cluj. Adică el dar doamna n-a vrut de ce? Pentru că avea copii la Cluj, că avea o continuare, avea grădinița, școala, a zis că e greu să se... Probabil, pentru una aia. Și eu știu cum e Kipciu. Nu știu dacă rezista. La ce declarații de el să reziste la... Cu Nea Gigi, e greu să lucrezi cu Alex la un momentul ăsta, care Alex e un tip cu experiență, un tip valoros, un tip care are personalitate.
Nu prea pot să-l schimb la pauză. Ai văzut? Ești tot rău spre bine, zici tu. Eu așa o văd. Acum nu că mi-aș fi dorit să vină, că suntem familie. Da. Da? Pentru el e cel mai bine, familia e important la urmă, nu? Nu știu dacă a luat decizia bună sau nu a luat-o. O vedea. Dar pentru el deocamdată e bine, nu? Pare că e ok. Adică despre ce discutăm? Câtă vreme ai, auzi, câtă vreme ești împăcat cu tine, cu ce faci? E facere socoteală soției. Cel mai rău, cel mai simplu, nu? Bun. Și acum, ultima rubrică. Hai să te punem să alegi din diverse personalități, personaje. Hai să vedem. Alegeri. Bun, dăm drumul la treabă. Hai să vedem. Am luat de ăștia ca tine, de la mijloc, toți băieții. Roy Keane, Rino Gattuso, Casemiro, N'Golo Kanté. Asta nu, că aleargă mult, eu nu alergam exact, Borceanu-i ăsta. Kanté. M-aș vedea... Gattuso? Dar dintre ei, el ți-a plăcut? Gattuso ți-a plăcut cel mai mult sau care ți-a plăcut cel mai mult? Pot să zic că Casemiro a fost... Casemiro. Da, la Real, în perioada Real Madrid, acum uite, la Manchester nu-mi place, dar la Real a avut... Picta. Avea și echipă, dar era malefic. Era fantastic. Da, n-ai ce să... Dar la Gattuso mă văd un pic mai... De Roy Keane ți-a aduce aminte? Da, da. Foarte bun. Foarte bun. Dar nu pot să mă compar cu el. Asta al, e... al dracu. Da. E prea, prea sus. Am înțeles. Bun, deci Rino Gattuso ar fi, dar preferatul, de, dacă ar fi să alegi, alegi pe Casemiro. Casemiro, dacă ar fi. Hai să vedem. Pe cine alegi Mirel. Dintre ei? Mirel. Mirel? Păi dar e idolul meu, n-am zis tot timpul. Ar fi, el e finul meu. Cristi Chivu, n-am ce să... E prea... Jica Popescu e prea mare, n-am cum să... Mirel, că pentru că... A mea, acum ce să fac? Să mă sucesc? Nu știu. Nu mă sucesc nici aia. Mirel. El mă iubește oricum. Și dacă nu... Păi, nu și dacă nu-l alegi. Ce special are doi? Totul. Totul. Absolut tot. Și cum vorbea, și cum se impunea, și cum s-a antrenat, și cum vorbea în antrenamente, că aici e steaua, aici trebuie să bagi, indiferent că cine e în fața ta. Uh-huh. Felul în care s-a impunea, nu, mi se... om bun cu tot. Nu, n-am ce să... Ok, bun. Deci, l-avem pe rădoi. Mai departe. Toți în stânga. Aici e greu. Aici să te văd. Aici că toți joacă într-un fel cam pe aceeași poziție. Aici. Sau acolo se simt cel mai bine, sau s-au simțit. Aici e greu. E greu, dar ca să nu-i supăr pe ei trei, o să-l iau pe Dodel. Că după aia, dacă luam de aici, zicea, da, îl iau pe Dodel ca să nu se supere ei trei. Dodel. Da. Bun fotbalist, bun. Dodel. Lumea nu înțelege, cred, că ce fotbalist bun era. Dădeai mingea, nu o perdeam niciodată. Toată lumea spune chestia. Eu când o recuperam, știam că unde îl căutam cu privirea, să-i o dau, că știam că nu o pierde. Și aveam eu timp să revin. Da. Bun, foarte bun. Mare, foarte, mare foarte, lucru. Foarte bun. Dacă ar fi să-mi spui, pentru că i-ai pe ei doi, da? Pe Coman și pe Tavi Popescu. Spune-mi principalelor calitate și unde crezi că ar mai putea să se îmbunătățească? Ăsta, Tavi are o ușurință, nu există. Îl văd un fel de Sân Mărtean. Plutește cu mingea la picior. În schimb, ar trebui să mai lucreze la fizic. Hai de dau exemplu când Mană... Tănase. Da. Așa a venit Man. Și Tănase e și exact cum e și da. Și acum el trebuie să muncească foarte mult. Uh-huh. Pe partea asta. Da. Și atunci va deveni complet și va fi top. Uh-huh. Adică fizicul e tot ce... La el n-ai ce să reproșezi. La el poate puțin mentalitatea. Da. Da, să muncească un pic mai mult, că în rest le are pe toate. Uh-huh. Nu există. A avut perioade în care n-a muncit cum trebuie. Și acum trebuie să muncească, nu că, chiar dacă joacă ea, el trebuie să muncească oricând. Uh-huh. Pentru că el când muncește, el e al jucător. Da. Că se vede, adică ea merge, se para face, el trebuie să muncească și în antrenamente și peste ea. Uh-huh. El dacă ea, pentru că are toate, le are pe toate. Are fizic, are explozie, are dribbling, tot ce vrei, viteză, da. Tot, că când pleacă ea, te și sperii. Eu dacă l-aș fi prins, nu știu, de-aia e din cauza lui și a lui Coman și alu' Tănase m-a lăsat. Nu mai prindea la antrenament. Sincer zic. Dar... Și asta a fost un factor care atunci am uitat să ți-l... Pentru că la antrenament, când vezi că aia, ridici mâna. Nu, e greu. Ok, încercam să-i lovesc la un moment dat și nu puteam să-i lovesc. Doar să-i prind să-i lovesc și nu mai puteam. Păi dădea ori, nu-i vedeai. Dar e o problemă pentru Tavi că joacă pe același post cu Coman? Da.
Pentru că amândoi dau randament cel mai bun acolo. Și asta e un lucru foarte greu. Și Tavi a zis, domnule, e acolo. De-aia, e păcat că e tânăr și are calitate. Că lumea zicea număr 10. Nu știu. Nu-l vezi număr 10. Nu știu, pentru că el tot acolo în stânga trage și când a jucat număr 10 și la echipa națională, a băgat număr 10 sau nu mai știu, la Steaua, la noi, la fel, tot în stânga se duce și de acolo pleacă cu mingea. Da. Eu aș vrea număr 10, că ar fi mai simplu să joace și el. Da. Dar nu e, că lui îi place mea. Și acum e vârf de formă Coman. E greu să-l scoți. Cum? Coman la un moment dat a fost rezerva lui Tavi Popescu. Că Coman a fost mutat pe toate posturile. O perioadă. A jucat și el în dreapta când a jucat Tavi. Da, mă gândesc însă la el că pentru el vine chestia asta într-un moment foarte, foarte important și complicat al carierei. Carierei, da, care acum el trebuia să joace. Adică el acum trebuia să joace, da. Acum trebuia să primească minute. Trebuie să meargă să se facă, să se transforme puțin și el. Să pună masă absolut, musculară. Absolut, absolut. Are nevoie în primul rând de el. Oricum, da. Ca să plece afară trebuie să fie. Coman e top. Momentan pune tatuaje. Da, astea sunt lucrurile că și eu mi-am făcut tatuaje, tot așa. Da, astea sunt normale. Sunt copilării. Da. Dar nu e, crezi că e... Nu știu, eu am o problemă când încep să fii mai atent la alte lucruri decât la ceea ce trebuie să faci, să în general. Faci. Da. Și asta mi se pare o... E ok, adică, nu, să ne înțelegem. Să facă fiecare ce vrea. Vecinul meu de deasupra, uite, cel mai bun tatuar artist din România, dacă nu cel mai bun. Înțeleg. Să ne salutăm, știu ce face, știu ce, n-am nicio treabă. Nu m-am tatuat. Dar e chestia de... Trebuie să știi când să o faci. Semnal când să o faci, cum să o faci. Adică Messi a devenit cel mai... avea vreo 3 baloane de aur până a început să se tatueze. Da, și asta e. Da? Ce vorbeam. Coman s-a liniștit după ce a născut soția. Da. Contează și chestia asta, mai ales în București. Oh. Mai ales în București. Adică bine, am venit de la Constanța, nici la Constanța nu-i ușor. Păi asta zic, adică sunt lucruri care... Bucureștiul, dacă nu ești un pic, n-ai pe cineva care să te stăpânească de aia, te fură. Chiar că tot vorbim de ei, de la Rotariu ce așteptări ai? Să fie sănătos. Că Rotariu are calități foarte bune, îl știm. Sper să ajungă la nivelul care a fost el la... când a plecat din țară, că să ajungă jucători de echipa națională, că nu e exclus, are calități foarte bune. Și la ieri ce l-am văzut la antrenament, explozie foarte bun. Explozie foarte bună, jucători care îi place să joace, exact stilul nostru, să țină mingea, da. Să intre în combinații. Vedem, acum să se impună la urmă. Absolut, și să reziste la tot presiune. Ce trebuie să reziste la presiune. Acolo. Mai departe. Angelotti. Din prima nici nu s-a uitat. De ce? Adică stai, Guardiola, știu, geniu, Simeone, Maleficul, Klopp, personalitatea sclipitoare, Mourinho. A luat peste tot campionat. Te vezi mai mult în el ca da, stil, ca și, echilibru? 4-3-3 ăsta care joacă și Real Madrid. Cu, nu știu, și așa el ca om și ce mi-a povestit Chiri de el, că l-a avut la Napoli. Omul foarte, mi se pare... Deci el e numărul 1 pentru tine? Eu da, nu poate să fie, toți sunt. Fenomenal, da. Nu există, da. Mai, ai alegere, e alegerea mea. Da, păi da, foarte bine. Nu, Angelotti, clar. Bun, gata, l-am luat pe italian. Next. Opa. Selecționerii. Aici e grea. Ia piți. Da? Da. Ia piți că el m-a adus la echipa națională. Mhm, mhm. Și când am plecat în Arabia, bă, să nu uiți că eu te-am adus la echipa națională. Zice, da, ne-a piții. Am crezut că nu mai mă cheamă din Arabia, dar m-am chemat. Mi se părea, întotdeauna mi s-a părut că are un nas ca selecționer, că are flair, are niște, adică lua anumite decizii pe care din exterior oamenii nu le înțelegeau. Da, da. Dar și după aia la joc vedeai că... Sunt bune. Nu? Da, așa. Și la antrenament e la fel. Dădea tricoul de titular, făcea antrenamentul și mai țipa. Schimbă tricoul. Și tu erai titular normal. Da. Când ai schimbat tricoul, la revedere, nu mai ești. Era închisă treaba. Era închisă de așa. Zica, schimbă tricoul. Schimbai tricoul aia. Simțea. Bun. Și astea erau lucrurile înainte de meci sau cu două zile înainte de meci. Care tu era deja focusat pe chestia asta. Da. Dar simțea și ziceai. Schimbă tricoul. Hap, ieșai. Intra altul. Bun. Cu Daum? L-ai prins puțin? L-am prins, da. Da. Bun, mie mi-a plăcut, să știi. Da? N-a fost... chiar a fost antrenor bun, vorbea foarte bine, explica lucrurile bine, dar
n-a fost chimia asta, nu știu. Cu românii, nu, nu? Da, probabil el înțelegea într-un fel, noi aș avea așteptări foarte mari de la noi, noi, aia mă, ce mentalitatea noastră de român. Cred eu, nu știu, dar așa ca și program, ok, antrenamente frumoase, știa ce vrem de fiecare, de la fiecare meci. Ne-a pui șef și Cosmin senzațional. Ca bun, șef. Deci piții, hai să vedem. Următorii, următoarea tură. Ăștia sunt numai tineri, da? Că și ăștia au fost selecționeri până la urmă, dar n-ai lucrat cu... Bine că nu m-ai pus încurcătură cu foști. Reghe, clar. Reghe. Păi, da. Păi, Oli nu l-am prins chiar de acum. Regele-i rege. N-am ce să-i... Omul-i numărul unu. Dar tata Reghe-i tata Reghe. Tata Reghe rămâne tata Reghe. El m-a dus la Steaua. De ce crezi că nu mai câștigă Reghe? Nu știu. Am e greu să-ți răspund la această întrebare. Chiar nu știu. Nu știu. N-am un răspuns. Adică... Trebuia să întreb, pentru că nu mai, da, nu mai are rezultat. La început a fost bombă, a plecat rachetă. Da. Nu, n-am un răspuns. Nu știu. Chiar nu știu. Și acum lucrurile nu mai funcționează ca altă dată. Nu mai... Fiecare cred că are câteodată un moment din asta. Adică dăm un exemplu acum, dacă toți suntem aici, Liviu Ciobotariu. Da. Senzațional Europa, toată lumea. Și acum are declinul ăsta. Crezi că faptul că nu i-a mai avut alături pe Neubert, Tony Petrea, Tony Petrea contribuie? Nu știu ce să zic. Poate să fie și asta o soi, dar nu știu, nu cred. Bun. Eu știu, s-o fi schimbat el, abar n-am, nu știu, chiar nu știu. Bun, nu știi. Hai să vedem ce mai avem. Ultima poză. Avem așa. România-Ungaria. Nu, ăla e cu... nu, ăsta era România, că voiam de România-Ungaria, România-Franța, da. Franța. Meci de deschidere, campionat european. Sau Steaua-Chelsea. Care a fost meciul... Cel mai... Poate era și finala Champions League Asi. Habar n-am, poate nu trebuia să o bară. Nu, era, nu. Îl pun aici pentru că aici am fost familie. Și acolo am fost familie, dar acolo ți-am povestit emoția care doar am trăit-o doar la meciul de deschidere. Aici eram deja... Eram altceva. Dar aici doar meciul de deschidere a fost... S-a făcut pelea de găini, meciul ăla. Dar n-a continuat. Aici am avut așa, a fost... Totul perfect. A fost perfect. Perfect tot. Perfect tot. Bun, până să venim la final și să mai discutăm câteva lucruri cu Mihai, vreau să dăm cezarului ce al cezarului. Bun, haideți să vedeți, pentru că cei de la Betano, evident, au o ofertă pentru noastră. Urmăriți-o, revenim. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. Bun, am văzut. Ne întoarcem la finalul dialogului nostru. Spune-mi așa. Hai să lămurim niște lucruri care au fost discutate și neplăcute oarecum. Discuțiile cu Dica. Le regreți? Contrele astea care au existat? Da, și ce a fost? A fost nepotrivire de caractere acolo? Adică tu vezi gestionarea vestiarului diferit de cum o vede Dică? Dar eu nu m-am implicat în discuțiile care le avea el în vestiar. Uh-huh. Nu, chiar îmi pare rău, dar a trecut și chiar nu vreau să mai dezvolt acest subiect. Dar te-a deranjat că nu te-ai implicat? Nu, nu. Absolut. Păi el a cerut să nu mă implic. El când a venit a zis că nu e. El face, el vorbește, nu vrea nimeni să... Și nu e pe principiul tău asta? Adică tu vezi altfel colaborarea într-un... Nu te, dar te nu mi-a băgat pumnul în gură, gen nu... Bă. Eu dacă aveam ceva de pe mari la antrenamente, dau un exemplu, să stai pe mari și să zic, bă, du-te acolo, fă preze, ai reacție sau ceva, fac asta. Nu poate să-mi pună nimeni pumnul în gură. Uh-huh. Asta o făceam. Uh-huh. La meciuri mă refer sau în vestiar, dar nu aveam cum aveam cu alții, hai bă, să-i îmbărbătez înainte de mine, să vorbesc. Pentru că vorbea el. Uh-huh, uh-huh. Și era și normal să vorbească el. Da, în același timp e de discutat, încă voi, iarăși parte din specificul FCSB-ului, da, e chestia asta, voi rămâneți staff-ul stabil, cum ați tot rămas și aveți un grup al vostru care pare unit, da, tu... Păi au venit pe parcurs. Tu, Neubert... Și cu Marius Popa eram acolo. Păi, da, asta spun. Era, după care au venit alții. Dar grupul ăsta
El trebuie să fie înțeles și într-un fel acceptat. Da. Și mai mult decât acceptat, pare că trebuie găsită soluție din partea antrenorului ca acest grup să fie implicat. Să fie, pentru că este grupul, nu știu, cluburi, Tazotti la Milan era secund oricine venea antrenor principal. Corect. Da? Trebuia oricum, orice făceai, trebuia să-l accesi pe Tazotti acolo. Și de asta crezi că trebuia altfel, pentru că voi păreați un grup împreună, iar el venea la club. N-am fost niciodată în grupuri împreună, pentru că noi oricum ne doream ca echipa asta să câștige, nu? Nu cred că suntem, domnule, bă, ce mă, nu există așa ceva. Că la urmă, dacă câștigă echipa, e liniște, fiecare își face treaba și merge lucrurile normal. Că nu-mi iau eu merite, că de ce să nu... Dar în același timp, cred că nici ție nu-ți convine să fii acolo de nu, să nu faci nimic. Ba da, pentru că eu atunci n-aveam actele și acum în ziua aia n-am actele și eu vedeam de treaba mea. Pentru că urmau niște cursuri, îmi făceam treaba, pentru că n-am fost programat eu ca să fiu eu acum antrenor sau alea 30 de zile. I-am zis lumea mea tot timpul, lasă-mă să-mi iau licențele că va fi circul ăsta în România 100%. Mm-hmm. Și așa a fost. Da. Și l-am rugat, nu mă pune, zi, a doua antrenor până mi-au eu licența măcar. Dar el a insistat să atunci, să rămâi? La 30 de zile, da. Dar după aia a încercat, dar n-a mai reușit. Au fost și rezultatele bune atunci. Da. Dar în rest, n-am fost eu ăla, mamă, că voi, să nu-mi convine. Îmi convine orice. Uh-huh. Atâta uh-huh. timp cât eu nu-mi bagi pumnul în gură să-mi zici, domnule, n-ai voie să vorbești să, la antrenament. Dar s-a întâmplat asta? Nu, nu. Absolut deloc. Nu s-a întâmplat. Nu, ți-am zis, n-a făcut, nu există așa ceva. Dar te-am simțit supărat că nu te-a salutat în momentul în care a plecat. Da, nu mai ai, ți-am zis, nu mai vreau să mai vorbesc de subiectul ăsta. Cred că am înțeles și eu, am înțeles și eu. E cel mai bine pentru amândoi. A fost greu să refuzi naționala? Că Edi Ordănescu te-a vrut secundă. Da, Edi Ordănescu fusese cu tine la club, da, o perioadă acolo, scurtă de timp. Da, și acolo a fost discuția asta. Și ea, iarăși, fără licență e foarte greu. Aceste duci cu ceva care ce putea să mă pună? Director sportiv? Nu avea cum să trec. Și dacă mă lua la antrenor secund, trebuia să stau lângă el, pe banc. Cum stăteam? A fost, nu, a fost, îi multe ani, i-am mulțumit pe această cale și mulțumesc că mă apreciază, dar nu aveam cum. Te-ai gândit în momentul în care ți-a venit oferta de la Națională? Că am mai auzit genul ăsta de gândire când vine vorba de oferte venite din Federația pentru oameni care nu au, nu-s la zi cu diplome. Te-ai gândit, băi, dacă mă duc, poate că o rezolv cu diplomele? Am avut, că nu te mint, am avut un 30% așa. Bă, poate, poate. Mă duc, poate le iau mai repede. Și se pare că se pot lua mai repede. Da, nu știu, acum nu. Dar m-am gândit și eu la situația. Dar după aia am avut primul care i-am zis lumeme. Uh-huh. Și am zis că pot să vorbesc ceva cu tine? Da, uite, m-a sunat. Păi ce, pleci? Și am zis, nu plec. Nu, doamne, vorbesc cu tine pentru că ți zic. Uh-huh. Și nu, am zis că nu se pune problema. Am avut discuția acasă cu soția. Uhum. Și asta a fost, dar nu e. Ok. A fost. Nu e. Unde? Pentru că ți-am zis că m-am gândit tot tipul la licențe. Da. Că exact ce vorbim. Păi asta mă gândesc, că multă lume de asta merge. De asta acceptă oferta Federației, pentru că sunt oameni tineri, da? Oameni tineri care zic, care nu sunt la zi, da? N-au apucat și poate din carieră. Da. Și zic, păi, mă duc acolo și dacă mă duc o acolo, mai repede. Îmi face cu ochiul ăla așa, sunt pe o listă bună, nu știu ce, trec se examene face, mai repede. Se face o derogare? Cu... Să găsim o derogare și brusc mă trezesc de unde, da, de nu, la nu, șase nu. Ani licență. Am zis că trebuie să stau, să fac școala, învăț. Nu. Când o termin? Că lumea vrea să știe. Când termin cursurile de antrenor? Sunt la licența A, normal la anul, în iunie termin în Moldova licența A. Bun. Pentru carnetul de antrenori sunt la CNFPA plus federație. La anul, tot așa în mai sau iunie, terminăm cursul de 2 ani pentru carnetul de antrenori. Deci tu, practic, din sezonul, din sezonul următor, 2024-2025, vei fi licențiat A. Da. Dacă îți iei toate examenele. Dacă, da. Dacă mi se va da carnetul și voi lua examen la carnetul de antrenor în România, plus licența din Moldova, care atunci va intra în regulă, voi intra în regulă cu licența. Vei fi în regulă. O vor lua în considerare. Și din momentul ăla vei putea fi secund. Da, antrenor secund. După care va mai dura un an sau doi, trebuie să faci practică și după aia poți să te înscrii la licența pro. Deci tu practic poți să te înscrii în 2026 la licența pro. Da. Mai durează 2 ani sau un an și ceva, nu știu exact cât durează licența pro. Deci poți să îmbătrânești până ai licența pro.
Până anul ăsta sau anul trecut, dacă erai cursant la licența pro, puteai să fii antrenor principal pe bancă. Da. Acum s-a schimbat, nu mai poți. Nu o să se mai poată? Da. Trebuie să... Nu mai poți. Trebuie să ai licența trebuie pro? Trebuie să ai licența pro. De când s-a schimbat asta? Acum, am aflat, acum câteva săptămâni sau o lună asta, doar cu două luni, nici nu mai știu. De anul, sezonul ăsta, cred. Așa am înțeles. Dacă ești cursant, nu mai. Și am întrebat de Burcă. El e înscris la alea. El a zis că a promovat cu echipa și atunci are derogare. Da. Și poate să fie. În schimb, dacă va, îl va da afară Dinamo, nu va putea să meargă la altă echipă. Să antreneze pentru că... Deci tu, practic, vei putea fi antrenor principal în 2026-8. 28. 2026. 2 ani sau un an, 7 luni, că durează. Un an și 8 luni, cred. Eu știu că de 2 ani că durează licența. Cred, dacă nu, nu s-o fi schimbat ceva. E greu. De asta zic, nu e, pentru că... Nu e pentru cine. Nu e și nu e. Nici de asta am și zis că nu vreau să mă grăbesc, vreau să-mi iau aia. Că să meargă tot așa, să vină de la sine. Ei, da, dar și că și să încărunțești și după aia să te apuci de meserie. A neapuiu. Păi, ce neapuiu? Neapuiu, că aș vrea o să ajungi să antrenezi în România. Dacă să ajungi la 70 ceva de ani să fii antrenor principal, atunci o să... Atunci o să ai performanți, probabil. Mihai, mulțumesc mult, mă bucur că, mulțumesc că te-am avut. Ținem pumnii, spor la treabă, mulțumesc dă-i înainte cu licențări și, Doamne ajută. Și la un moment dat poate renunți la tabelinul ăla, să nu mai ridici tabelă. Până nu sunt antrenor secund cu acte, nu am cum să renunț. N-ai cum să renunț. La... Și mă roagă și arbitru de rezervă, ajută-mă, când îți două, că la noi sunt două sau trei schimbări, nu sunt mai... Da, una... la voi sunt trei, deodată. Dacă ar fi una numară, nu mă duc, dar... Dacă sunt două, trei, trebuie să mă duc cu tabela. Și să-i dai și să-l ajută. Schimb, ia, asta ajută-mă cu asta. Să te-ai învățat tot. Deja ești înveți orice. Profesor. Important e să fii bun. Mulțumesc mult, mă bucur că te-am avut. Succes în continuare. Acesta a fost episodul de astăzi al podcastului. Sper să vă fi bucurat. Sunt Silviu Tudor Samuila. Pe data viitoare.